Acest video este sponsorizat de integrame.ro. Integrame.ro este un site unde se pot rezolva gratis integrame. Sunt peste 11.000 de integrame interesante de rezolvat. Nu este nevoie să te înscrii, poți să intri să te delectezi rezolvându-le online, absolut gratuit. George Sand, amintiri din beri, obiceiuri și moravuri. Mi s-a făcut onoarea? Sau poate din prietenie mi s-a spus adesea căci numai prietenia poate găsi astfel de comparații ca am fost Walter Scott al Ținutului Beri. Mi-ar fi plăcut să fiu Walter Scott, nu are importanța al cărei localități anume. Aș consimți să fie aceasta cu Imper numai să merit paralela pe jumătate. Dar nu e vina Ținutului Beri dacă nu și-a găsit un Walter Scott al său orice provincie, explorată cu grijă sau revelată observației printr-o lungă obișnuință, oferă în mod cert subiecte ample cronicarului, pictorului, romancierului, arheologului. Nu există peisaj atât de umil, târgușor atât de ignorat, populația atât de liniștită, încât artistul să nu descopere ceea ce scapă privirii trecătorului indiferent sau nepăsător. Beri nu este dăruit cu o natură strălucitoare. Nici peisajul, nici locuitorul nu atrag atenția prin latura pitorească, printr-un caracter tranșant. Este patria calmului și a lucidități. Oameni și plante, totul este liniștit, răbdător, totul se coace încet. Nu căutați aici nici mari efecte, nici mari pasiuni. Nu veți găsi drame nici în lucruri, nici în ființe. Nu sunt aici nici stânci enorme, nici cascade zgomotoase, nici păduri întunecate, nici peșteri misterioase, iar hoți, cu atât mai puțin. Dar sunt lucrători liniștiți, ciobănițe visătoare, mari câmpii pustii, unde nimic nu întrerupe, zi sau noapte, cântecul monoton al insectelor. Orașe în care obiceiurile sunt aceleași în timp, drumuri în care, după apusul soarelui, nu veți întâlni niciun suflet, pășuni unde animalele trăiesc în aer liber jumătate din an, o limbă corectă și veche, în sfârșit, un ansamblu serios, trist sau vesel, după natura terenului, dar niciodată dispus către marile emoții sau către vii impresii exterioare. Puțin gust și, mai ales, în multe locuri, o mare repulsie pentru progres. Prudența este pretutindeni caracterul distinctiv al țăranului, în Beri, prudența devine neîncredere. Ținutul Beri oferă, în cele două regiuni ale sale, contraste destul de evidente, fără a ieși totuși din caracterul general. Există, ca în toate ținuturile întinse, lande, pământuri fertile, locuri împădurite, Spații descoperite și goale, de aici apar diferențe în tipurile de locuitori, în gusturile lor, în obiceiuri. Nu voi face o descriere completă a lor, aceasta nefiind de competența mea și îndepărtându-mă de subiectul meu, care este de a reda un fel de tip general, care rezumă, cred, destul de bine, caracterul ansamblului. Acest rezumat al culorii esențiale a provinciei Beril simt perfect în colțul retras unde locuiesc și din care aproape că nu mai ies. În toate văile și întinderile joase pe care le numesc Valea Neagră și care formează geografic, într-adevăr, o mare vale pe o suprafață de vreo 40 de leghe pătrate. Această vale, aproape în întregime fertilă și atingând marș și burbon către sud, Reprezintă punctul cel mai retras al provinciei și cel mai central al Franței. Tendințele sale staționare, vechimea obiceiurilor sale și conservarea vechiului său limbaj se explică prin această situație. Drumurile sunt aici o invenție foarte modernă, nu sunt mai mult de 20 de ani de când transporturile și călătoriile se fac cu ușurință și nu se poate spune că se fac cu promptitudine. Nimic nu atrage pe străin la noi, vecinul nu prea vine nici el, nici o linie de comunicație nu traversează cătunele și târgurii noastre, nici o legătură cu oamenii de departe. Un ținut astfel situate suficient lui însuși când e productiv și curat. Micul burghez își imaginează că micul său orășel este cel mai frumos din univers, Țăranul e sigur că în nicio altă parte sub cer nu se coace un câmp mai bine cultivat decât al său. De aici imobilitatea tuturor lucrurilor. Vechile superstiții, prejudecățile îndăpățânate, absența industriei, misterul antic, munca grea și plină de eforturi a boilor mari, lipsa de bunăstare de care nimeni nu e conștient, pentru că nimeni nu o cunoaște, o anume mândrie în același timp grandioasă și stupidă, un mare fond de egoism și din toate acestea, anume virtuți și o anume poezie care au dispărut sau au fost înlocuite în alte locuri. Munca pământului absoarbe pretutindeni pe locuitorii satelor. Ea e continuă, lungă și obositoare. În Valea Neagră se ară însă cu brazi de înguste și adânci, cu niște boi puternici și un plug fără roți, același din timpurile romanilor. Se seceră încă grâul cu secera, muncă foarte grea pentru om și foarte obositoare pentru fermier. Pășunile naturale sunt minunate, dar insuficiente pentru hrana animalelor și, în consecință, pentru refacerea pământului. Imposibil să faci pe un cultivator din beri să înțeleagă că o mai mică suprafață de teren însămânțat cu grâu ar aduce o recoltă triplă dacă ar fi abundent gunoiit sau că acest pământ sărăcit și epuizat ar trebui transformat în pășuni artificiale un timp. Să pui trifoi și lucerna acolo unde poate crește grâul, va răspunde, ar fi mare păcat. El crede că Dumnezeu i-a dat acest pământ bun pentru a nu semăna niciodată decât grâu, pentru el aceasta e sămânța sacră, a lăsat să crească altceva ar fi o profanare pentru care cerul l-ar pedepsi făcându-i ogorul sterb. Țăranul din Valea Neagră e în general îndesat și scund până la vârsta de 20 de ani. El crește târziu și nu este complet dezvoltat decât după vârsta recrutării. Este înalt și slab, până când a atins maturitatea și rămâne slab, drept și puternic până la o vârsta foarte avansată. Nu rare ori vezi muncind un om de 80 de ani și la 60 de ani un țăran este mai puternic și mai rezistent la efort decât un tânăr. Au puține infirmități și nu se tem decât de trecerea de la cald la rece. Ei numesc aceasta înghețarea sângelui, sânge îngheață. De aceea se tem de transpirație și nimeni nu are dreptul să spună unui lucrător să meargă mai repede decât vrea el. Poate să meargă oricât de încet, numai să nu se oprească. Nimeni nu-i poate cere să se înfierbânte. Vreți să mă faceți să mă înfierbând. Ar spune. Dacă ar face-o, ar putea să moară din aceasta. Are dreptate. Noi, obișnuiți leneviei fizice... Avem o mare nevoie de mișcare accidentală, bruscă, iar transpirația ar salva pe omul orașelor, al cărui sânge îngheață în muncă sedentară. Țăranul, obișnuit să suporte fierbința la soarelui, e slăbit, surmenat, sfârșit, imediat ce transpiră. Este o stare de excepție la care nu trebuie expus. S-ar alege în mod sigur cu o congestie pulmonară sau reumatism acut. Și această, din urmă, boală este la el de o înăpătânare de necrezut. Ea rezistă la aproape toate remediile care acționează asupra noastră. Țăranul de la noi, având obiceiuri sănătoase în general, trăind în aer liber, muncind cu calm și nelipsindu-se aproape niciodată de vinul său acrișor și ușor pe carbea fără apă, ar trăi în cele mai bune condiții dacă ar mânca puțină carne zilnic. Dar el, care furnizează vite grase piețelor poasi, nu consumă carne decât în zilele de sărbătoare. Mulți nu mănâncă niciodată. Supa sa cu unt, subțire, pâinea de ori prea grea, legumele sunt o hrană insuficientă, iar bolile se datorează toate epuizări. După cosit și seceriș, dacă se îmbolnăvește de friguri, zace luni întregi. Și atunci, pentru cel care nu are decât brațele sale, vine cu pa mari mizeria. Femeile nu lucrează la câmp. Copiii sunt bine îngrijiți, dar gospodăria e la strântoare când capul familiei e în pat, sau palid și slăbit în pragul casei. Până la căsătorie, fetele sunt păstorițe sau servante în ferme sau la oraș. După ce au o familie, ele nu părăsesc casa, fac supa, torc, tricotează sau repară veșmintele. Toate acestea se fac atât de încet, în mult timp se pierde în zadar și e regretabilă absența unei industrii locale, care le-ar ocupa și le-ar îmbogăți puțin, fără a le îndepărta de la ocupațiile lor domestice. Până la căsătorie, fetele sunt destul de dichisite și cochete, chiar cele mai sărace știu să se înfrumusețeze în zilele de sărbătoare. Ele sunt în același timp blânde și modeste, iar acolo unde burghezul nu a ajuns încă, comportarea este curată și patriarhală. Dar burghezul este dușmanul acestor virtuții rustice. E trist de spus, dar proprietarul, cel care este numit stăpânul, se duce cu puțina cheltuială și impune dezonorarea în familii folosind interesul și frica. Căsătoria este singura sărbătoare mare în viața unei țărănci. Mai există încă acea generoasă mândrie care constă în a oferi și consuma hrana pe un an în cele trei zile ale nunții. Ceremoniile deosebite ale acestei solemnități sunt, totuși, pe cale de a se pierde. Am văzut sfârșindu-se pe aceea a darurilor, care avea loc în ajunul căsătoriei și care avea un caracter particular, local am întâlnit-o în câteva locuri, ca și pe aceea a verzei, care are loc a doua zi a nunții. Aceasta fiind încă practicată, cred că trebuie să mă opresc puțin asupra ei. În ziua amintită, nunta și părăsesc casa nunții, împreună cu tinerii căsătoriți și muzica, toți pleacă cu alai să smulgă din grădină cea mai frumoasă varză ce se poate găsi. Această operație durează cel puțin o oră. Căsătoriții mai vechi formează un consiliu în jurul legumelor supuse discuțiilor care precedă alegerea definitivă. Ei își trec, de la un naș la altul, o imensă pereche de ochelari grotești, își țin discursuri lungi, comentează, se consultă, își spun la ureche vorbe misterioase se țin de bărbie sau se scarpină în cap ca pentru a medita, joacă un fel de comedie la care participă cine are spirit și experiență dintre rudele mai în vârstă și invitații de la nuntă. În sfârșit, alegerea s-a făcut. Se aduc frânghii care se leagă de piciorul verzei în toate sensurile. Un pretins geometru sau necromant este același lucru în concepția asistenței, aduce un fel de compas, o riglă, o nivelă și desenează nu știu ce planuri cabalistice în jurul plantei consacrate. Puștile și pistoalele dau semnalul. Viola scârție, cimpoiul behăie, fiecare trage coarda din partea sa și, după multe ezitări și eforturi simulate, varza e scoasă din pământ și pusă într-un coșmare cu flori, panglici, banderole și fructe. Totul e așezat pe o lectică pe care patru oameni viguroși o ridică și o poartă spre domiciliul conjugal. Atunci apare de dată un cuplu, înfricoșător, bizar, însoțit de lătrăturile câinilor speriați și de strigătele copiilor. Sunt doi băieți, din care unul e îmbrăcat în femeie, grădinarul și grădinărea sa. Soțul e cel mai murdar dintre amândoi. Se consideră că viciul la ticăloșit, femeia e nenorocită din cauza soțului. Ei ar trebui să păzească și să se ocupe de cultura verzei sacre. Soțul poartă diferite nume, fiecare cu sensul său. Este numit păiosul, pentru că e adesea coafat cu o perucă de paie și își umflă corpul cu cocoașe de paie, zdrență pentru că este acoperit de zdrențe, și cârpe, în sfârșit, păgânul, ceea ce o foarte semnificativ. El sosește cu fața mânjită de transpirație și de drojdie de vin, adesea încoronat cu ramuri de viță de vie ca un satir antic, sau acoperit cu o mască grotescă. O cană ciobită sau un sabot ramolit spânzurat la cingătoare îi servește să ceară de pomană vin. Nimeni nu-l refuză și el se prefă să bea peste măsură, apoi răspândește vinul pe pământ, ca semn de beție, la fiecare pas. Cade, se tăvălește în noroi, afectând beția cea mai rușinoasă. Biata lui soția leargă după el, îl ridică, strigă după ajutor, își smulge părul de cârpă care iese în șuvițe țepoase de sub boneta mizerabilă, se plânge de și a soțului, îi face reproșuri patetic. Astfel este rolul grădinăresei și lamentările ei durează cât toată comedia căci e o adevărată comedie liberă, improvizată, jucată în aer liber, pe drum, alimentată de toate incidentele întâmplătoare și la care toată lumea ia parte, nundași și trecători, ocupând o mare parte a zilei. Tema e invariabilă, dar se brodează enorm pe această temă și aici trebuie să vedem instinctul mimic, elocvența cumpătării, spiritul replici prompte, prezența de spirit a țăranilor noștri. Rolul grădină resei este de obicei încredințat unui bărbat slăbuț, imberb și cu tenul proaspăt, care știe să dea veridicitate personajului său și să joace desperarea burlescă cu destulă naturalețe pentru ca lumea să fie întristată și înveselită în același timp, ca de un fapt real. După ce nenorocirea femeii este constatată prin atâtea plângeri, tinerii de la nuntă îi propun să lase pe bețivul ei de soț și să se bucure cu ei. Ei îi oferă brațul și o iau cu ei. Ea se abandonează, se înveselește, începe să alerge când cu unul, când cu altul, luând un aer nerușinat și de dezmăț. Aici e o moralitate. Conduitarea a soțului provoacă același lucru la soție. Păgânul se trezește atunci din beție. Caută din ochi pe soție, se înarmează cu o funie și un baston și aleargă după ea. Toți îl fac să alerge, soția e trecută de la unul la altul, se încearcă să se distragă atenția gelosului. Când, în sfârșit, el ajunge la infidelă și vrea să o bată, toată lumea se interpune. Nu bate, nu vă bateți niciodată femeia. Este formula care se repetă mereu în aceste scene. Există aici o învățătură naivă, grosieră, care vine din Evul Mediu dar care face întotdeauna impresia asupra asistenței. Păgânul înfricoșează și dezgustă pe tinerele fete pe care le urmărește și se prefăscă că vrea să le sărute. E o comedie de moravuri în starea cea mai elementară, dar și cea mai frapantă. Dar de ce acest personaj respingător trebuie, primul, să pună mina pe varza din coșul împodobit? Această varză este emblema fecundității matrimoniale, dar acest bețiv, acest vicios, acest păgân, ce reprezintă el? Fără îndoială, este aici un mister anterior creștinismului, tradiția unei bacanale antice. Poate că acest grădinar reprezintă pe zeul grădinilor în persoană, căruia antichitatea îi întina un cult serios sub forme obscene. Trecând prin creștinismul primitiv, această reprezentare a devenit un fel de mister, povestire cu tâlce, sau moralitate, învățătură, ce erau jucate la toate sărbătorile. Oricare ar fi originea obiceiului, varza este purtată la locuința mirilor și plantată de către păgân sus pe acoperiș. După ce e udată cu vin, este lăsată acolo până când o ia vreo furtună, dar uneori rămâne mult timp sus, astfel înăt, după cum înverzește sau se usucă, lumea poate să-și facă unei păreri despre fecunditatea sau sterilitatea sortită familiei. După acest ceremonial se dansează și se mănâncă din nou până noaptea. Dansul este peste tot antica, legătură, în 4, 6 sau 8. E o mișcare ușoară la femei, accentuată la bărbați, foarte monotonă, mereu înainte și înapoi, între tăiată de un fel de pas de cadril. Aproape imposibil de dansat, dacă nu ești născut sau transplantat de mult timp în beri. Dificultatea, de care nu-ți dai seama întâi, vine de la nepăsarea lăutarilor, care îți fură, după placul lor, o jumătate de măsură, atunci trebuie să reiei pasul în aer pentru a reintra în măsură. Țăranii fac aceasta din instinct și fără a se deruta vreodată. Cimpoiul este un instrument barbar foarte interesant. Privat de jumătăți de ton, neavând decât gama majoră, ar fi un obstacol invincibil în mâinile unui muzician. Dar muzicantul incult, Cimboieșul din beri, format întotdeauna în burbon, știe să tragă un folos deosebit din această lipsă a instrumentului său. El cântă tot ce aude, Major sau minor, nimic nu-l încurcă. Rezultă de aici aberați muzicale care chinuie urechile, dar care adesea impun respect și admirație prin abilitatea, originalitatea, frumusețea modulațiilor sau interpretărilor. Te întrebi atunci dacă această violare îndrăzneață a regulilor nu e chiar o violare fericită a obișnuințelor și dacă muzica, precum limba, nu are ceva în afară și în plus față de ceea ce noi am inventat și consacrat deja. După nuntă, dans și sărbătoare vine și ultima solemnitate, moartea, înmormântarea. Veți întâlni, pe un drum pietros, mărginit de tufișuri sinistre și goale iarna, într-o zi de ger limpede și friguroasă, un carțărănesc tras de patru boi tineri de abia atunci puși ajug. E carul mortuar al țăranului. Fii să-i conducă atelajul, cu biciul ridicat și pălăria în mână. De fiecare parte a carului merg femeile, acoperite, în semn de doliu, cu pelerinele lor mari, albastre, cu capișonul pe cap. Ele duc luminări. La prima încrucișare de drumuri, se opresc pentru a așeza la picioarele crucii mari care marchează întâlnirea acestor patru căi, o cruce mică tăiată grosolan dintr-o bucată de lemn. La fiecare intersecție, aceeași ceremonie. Acest însemn depus lângă simbolul iertării creștinește, omagiul adus de mort care face ultimul său drum prin câmpie pentru a ajunge la iertarea supremă. Prin aceasta, el va intra în rugăciunile trecătorilor. Nu există cruce la încrucișări de drumuri care să nu fie înconjurată de aceste mici cruci de la înmormântări. Ele rămân acolo până ce cad la pământ sau până când turmele, mai puțin respectuoase decât copiii care se joacă în jur fără a le atinge, le dărâmă tropăind peste ele. Când cortegiul de înmormântare ajunge la intersecți se aprind luminările, se îngenunchează, se psalmodiază o rugăciune, se aruncă apă sfințită pe sicriu, apoi se pornește din nou în cea mai mare liniște. Nu am văzut nicăieri o procedură mai austeră și mai religioasă în umila ei simplitate. Pe timpul când creștinismul a fost introdus în satele din câmpiilor vechi franțe, nu a putut să învingă păgânismul decât dând drepturi, chiar în cultul său, unor diverse ceremonii antice pentru care țăranii aveau un atașament de neînvins. Astfel au fost onorurile date unor imagini și statui ale sfinților așezate la anumite intersecți sau sub bolta unor anumite fântâni de purificare sau fântâni publice. Știm că, în primele timpuri ale creștinismului, Sfinții slujitori ai bisericii s-au ridicat cu elocvență împotriva obiceiului idolatrie de a orna cu frunze, flori și ofrande statuile zeilor. Mai spiritualiști decât epoca noastră, ei voiau să fie adorat adevăratul Dumnezeu, în spirit și adevăr. Ei au proscris mărturiile de adorație exterioare, voiau să distrugă în mod radical materialismul lumii vechi. Dar cu poporul atașat de trecut întotdeauna e înțelept să se ajungă la o înțelegere. Este mai ușor să schimbi numele unei credințe decât să o distrugi. S-a adus o credință nouă dar ea a trebuit să se servească de vechile temple și să consacre din nou vechile altare. Astfel în multe locuri pietrele druidice au traversat dominația romană și dominația francă, politeismul și cristianismul primitiv, fără a înceta să fie obiecte de venerație și sediul unui cult straniu, misterios, care ascunde tendințe cabalistice sub aparențele religiei oficiale. Ceea ce ar fi fost imposibil de îndepărtat din sufletul țăranului este cultul zeului Terminus. Fără metaforă, cultul limitei este insolubil legat de eternele preocupări ale omului a cărui viață e închisă între niște limite materiale strinte. Ogorul său, pășunea, pământul său, iată lumea sa. Prin acestea el se simte eliberat după sclava Julantic. Pe acest colț de pământ el se simte stăpân, pentru că aici el e liber, relativ, și nu ascultă decât de el însuși. Această piatră care marchează brazda de unde începe imperiul vecinului este un simbol mai curând decât o barieră, e aproape un zeu, un obiect sfânt. În satele noastre din câmpiilor centrale, unde vechile obiceiuri domnesc mai mult decât în alte părți, Respectul proprietății nu merge de unul singur, țăranii recurgând, unii împotriva altora, la religia trecutului mai mult decât la principiul echități publice. Nimeni nu se simte jenat de a îndepărta în fiecare an hatul cu încă o brazdă pe pământul vecinului neatent. Dar se mai poate și deplasa o piatră, despre care la nevoie se va putea zice că a ajuns acolo din întâmplare, într-o zi, Proprietarul lezat își dă seama că s-a înaintat cu zece brazi de pe pământul său, el se neliniștește, se plânge, invocă amintirea celorlalte hotare, vechi juxtanți, după numele lor latin. Atunci când reclamantul a adunat arbitrii, semnalează frauda și se caută piatra de hotar adevărată, vechea piatră pe care delincventul nu și permite să o scoată, decât dacă ar comite un sacrilegiu, mai temut decât simpla fraudă. Foarte rar se întâmplă să nu fie găsită. Este o piatră mai mare decât toate celelalte, îngropată la o destul de mare adâncime pentru ca plugul să nu o poată ridica. Această piatră brută e zeul antic. Pentru a o îndepărta de la locul ei, ar fi trebuit două lucruri o îndrăzneală a lipsei de credință de care ea însă și nu se simte în stare și o muncă ascunsă ce ar fi arătat trădarea evidentă, ar fi trebuit ca făptașul să vină noaptea cu instrumente potrivite, să aleagă vremea când pământul e după seceriș și când grâul smuls și împrăștiat pe braz de împiedică lăsarea unor urme revelatoare. Aceasta înseamnă și o muncă copleșitoare, piatra e grea, trebuie transportată și transplantată mai departe, cu riscul de a nu termina operația singur și la timp. Ar trebui unul sau mai mulți complici. Dar nu se expune nimeni astfel pentru o brazdă sau două în plus. Când expertiza s-a realizat, când fiecare, dându-și votul, declară că acolo trebuie să fie juxtantul primitiv, se sapă, se regăsește apoi zeul dispărut sub înălțarea progresivă a solului. Falsul zeu e sfărâmat, iar limita este din nou semnalată și consacrată. Cel cu frauda nu are decât să spună că s-a înșelat, că o piatră mai mare ridicată puțin câte puțin prin aratul câmpului a fost cauza greșelii sale, că regretă de a nu fi fost avertizat mai devreme. Mai rămân unele îndoieli după aceasta, dar el nu s-a atins de adevărata piatră, el nu e dezonorat. În general, piatra de hotar iese din pământ cu ei țiva centimetri și, în Duminica Floriilor, ea primește omagiul ramurilor de merișor sfințit, așa cum primea la romani un colier sau o coroană de frunze. Apele sfințite, de origine ebraică, păgână, primesc în fiecare an onoruri și noi consacrări religioase. Ele vindecă diferite boli, în mod deosebit rănile, paraliziile și alte, estropieri. Infirmii își înmoaie membrele bolnave în timp ce preotul binecuvântează, cei cu febră beau din apa sfințită. Credința purifică totul. Această toleranță a preoților rustici pentru vechile superstiții păgânc nu este încurajată de înaltul cler. Ea este contrară spiritului unui veritabil creștinism și mulți preoți, foarte ortodoxi, Suferă să-și vadă credincioșii materializând în acest mod efectul bineuvântărilor bisericii. Discutam, acum câțiva ani, cu un preot meridional care nu găsea, ca mine, o plăcere în a regăsi și a sesiza în obiceiurile religioase ale timpului nostru urmele, prea puțin șterse, ale religiilor antice. Când am intrat în prima mea parohie, Sacristierul a venit la mine cu niște mici monștri foarte indecenți, lucrați grosolan din lemn, pe care pretindea să-i binecuvâtez. Era opera unui templar din sat, care îi cioplise după modelul unor vechi, Sfinți Buni, răspunzând de numeroase boli fizice. Aceste modele erau, desigur, anumite figuri de demoni din Evul Mediu, care ele însele nu erau decât amintirea tradițională a anumitor zei obscene ai păgânismului. Predecesorul meu avusese curajul să arunce figurinele în foc, dar o boală molipsitoare se răspândi în comună și fără nicio îndoială, după credincioșii mei, distrugerea idolilor era cauza flagelului, de aceea tâmplarul se apucase să ciopălească alții asemănătorii care puteau fi la fel de buni după ce îi binecuvântam. Am refuzat să comit această profanare și, luând idoli, am procedat ca predecesorul meu, i-am dar a fost gata să plătesc această îndrăzneală cu viața. Credincioșii parohiei mele s-au răsculat împotriva mea și am fost obligat să cad la o învoială. Am adus sfinți noi, niște figuri oarecare mai puțin urâte și mult mai decente, pe care a trebuit să le binecuvântez și să permit să fie onorate sub numele vechilor protectori ai parohiei. Mi-am dat seama imediat că la țărani cultule idolatrie și că omagiul lor nu se adresează sfântului a cărui figură îi personifica amintirea, că ei nu în prea fericiți cerești cred. Ei cred în figura însăși, în piatra sau lemnul cioplit, ei salută și roagă un idol. Noii mei sfinți nu avură niciodată credit asupra credincioșilor mei. Nu erau buni, ei nu vindecau. Nu am reușit niciodată să-i fac să înțeleagă că nici o imagine nu este dăruită cu virtuți miraculoase în sensul material pe care superstiția îl atașează. Acest preot nu e singurul pe care l-am văzut deplângând materialismul religiei țăranului. Mulți preoți interzic așezarea merișorului sfințit la hotarele ogoarelor pentru protejarea de grindină, interzic de asemenea pelerinajele pentru vindecarea animalelor, dar nu sunt ascultați, ba chiar sunt înșelați uneori. Lisei ia binecuvântarea căreia îi se atribuie forțe magice pentru un scop care nu este cel adevărat. Se amestecă obiecte sfințite în vrăjile în care, sub nume misterioase, sunt invocate divinități străine creștinismului. Vrăjitorul satului are, în spiritul său, un amestec de teamă de Dumnezeu și de supunere către diavol despre care vom mai vorbi uneori în paginile ce urmează. Să spunem totuși, că vindecătorul sau vindecătoarea, doftoroaia, satului este adesea o ființă extraordinară, fie prin puterea magnetică cu care o învestește credința clientelei sale, fie prin cunoașterea unor anumite remedii foarte simple pe care țăranul le acceptă de la ei, dar pe care nu le ar crede eficace venind de la un medic adevărat știința, goală, nu convinge aceste spirite doritoare de minuni, ei disprețuiesc ceea ce e dobândit prin studiu și experiență, le trebuie fanatism, cuvinte neînțelese, punerea în scenă. Câte o bătrână sibilă, pronunțându-și, formulele cu un aer inspirat freipează imaginația bolnavului și, aplicând cu noroc o medicație, ea obține de la rudele și prieteni care îl îngrijesc ceea ce medicul nu ar obține aproape niciodată, ca prescripțiile să fie urmate. Fără îndoială, statul procedează bine proscriind și urmărind exercitarea medicinei ilegale, căci, într-un mare număr de cazuri, doctorul îi administrează adevărate otrăvuri. Totuși, unii cunosc remedii pe care le aplică sigur și des, încât ar fi de dorit ca statul să le acorde o anumită atenție. Tradiția, sau hazardul posedării unor aptitudini naturale pot să-i facă beneficiarii unor descoperiri care scapă științei, în acest moment, și care mor odată cu ei. A împiedica să exerseze oricum este înțelept și drept, dar a le încerca virtuțile pretinselor lor secrete și a le cumpăra sau împrumuta nu ar fi nici păgubitor nici inutil. În afară superstițiilor, țăranul are peste tot obiceiuri locale a căror origine devine foarte greu de regăsit. Numărul lor este atât de mare, înălt numai o lucrare științifică le-ar clasa în ordine, noi vom lua câteva la întâmplare. Una dintre cele mai curioase ceremonie aia a darurilor de nuntă, care variază în Franța după provincii, și care a fost suprimată în beri de vreo 10 ani, în urma unor accidente grave. Am povestit despre ceremonia păgână a verzei, care este încă foarte în vigoare în Valea Noastră Neagră, consacrarea zilei a doua a nunții. Ceremonia darurilor era consacrarea ajunului nunții, ea este lungă și complicată, o întreagă dramă poetică și naivă care se juca în jurul și în interiorul locuinței Miresei. E seară, la ora cinei, dar nu este nimic pregătit, în astă seară, la logodnică. Mesele sunt date lângă perete, fețele de masă ascunse, căminul gol și rece, chiar dacă afară e frig. Au fost închise cu o grijă extremă și barica date formidabil toate intrările, uși, ferestre, lucarne, răsuflătoarea pivniței, dacă există la acea casă. Nimeni nu va intra fără voia miresei, sau fără o luptă serioasă, un adevărat asediu, rudele sale, prietenii, vecinii, totule, partida, sa, în jurul ei. Se aude rugămintea sau asaltul logodnicului. Tânărul mire nu se spune niciodată altfel, oricare ar fi vârsta sa, dar într-adevăr, la noi este aproape întotdeauna un băiat cu barba încă din puf, vine acolo cu prieteni, rude și vecini, partida sa într-un cuvânt. Pe lângă el, acest purtător al unui tirs împodobit cu flori și panglici este un expert și, căci, sub frunze și flori, se află o gâscă înțepușă care face obiectul întregii ceremonii, în jurul lui se află purtătorii de daruri și cântăreți, finii, adică abili și savanți, care se vor întrece cu cei din casa Miresei. Mirele se anunță printr-o descărcare de focuri de armă, apoi, după ce a căutat bine, dar inutil, un mijloc de a intra în casă prin surprindere, bate la ușă. cine e acolo? Sunt niște bieți călători obosiți sau niște vânători rătăciți care cer adăpost lângă focul din camin li se răspunde că focul din camin e stins și că nu mai e loc pentru ei la masă, sunt tratați ca răufăcători și oameni răi, fără rost pe lume, se discută mult, dialogul, mereu pitoresc, e adesea plin de spirit și de poezie chiar, în sfârșit sunt sfătuiți să cânte pentru a nu se plictisi, sau pentru a se încălzi dacă e o noapte de iarnă, dar cu condiția să cânte ceva necunoscut celor care îi ascultă din casă. Atunci începe o luptă lirică între cântăreții Mirelui și cei ai Miresei, căci și ea are pe ai săi cinci în plus, are și cântărețe experte, matroane cu vocea tremolată cărora nu le reproșează nimeni dacă vor cânta ceva vechi în loc de nou. Dacă în interior se cunoaște cântecul de afară, acesta e întrerupt de la primul vers, cântându-ți al doilea și repede ceilalți vor începe altul. Trei ore pot să treacă foarte bine, în vânt și ploaie, înainte ca, partida, mirelui să poată termina un singur cuplet, atât de bogat este repertoriul cântecelor din Berry, atât de plină este memoria cântăreților, fiecare replică victorioasă din interior este însoțită de mari hohote de râs de o parte, de blesteme de cealaltă, în sfârșit, una din partide e învinsă și se trece la cântecul de nuntă. Deschide ușa, deschide. Mireasă, drăguța mea, frumoase panglici am pentru tine. Vai, lasă-ne acum a intra. La care femeile răspund în falsăt. Necăjite tatăl meu, întristată mama mea, iar eu sunt o fată de preț prea mare. Pentru a deschide ușa la oricare. Deși cuvintele sunt naive și versificația prea liberă, melodia e în schimb minunată, în solemnitatea ei simplă. Afară trebuie cântate tot atâtea cuplete și numite de fiecare dată obiecte diferite în versul al treilea, câte cadouri de nuntă s-au adus. Aceste cadouri ale mirelui reprezintă: Dăruitele. Trebuie să se anunțe și cele 100 de ace obligatorii care fac parte din acest modest coș de cadouri la care mireasa incoruptibilă răspunde invariabil că tatăl și mama sa sunt supărați și că ea nu deschide deloc ușa la o asemenea oră târzie. Se ajunge la cupletul final, când se spune, avem un mire frumos să-ți dăruim. Poarta se deschide dar este semnalul unei bătălii stranii, mirele trebuie să pună stăpânire pe camin, trebuie să înfigă bine țepușa și să aprindă focul. Partida Miresei se opune și nu va ceda decât cu forța, femeile se refugiază împreună cu bătrânii pe bănci și pe mese, copiii, înspăimântați, se ascund de câinii urlă, puștile pocnesc, o luptă fără mânie, fără loviri și răniri intenționate, dar în care onoarea este luată în serios. Fiecare își desfășoară toată forța și ambiția, atât de bine încât tot învingându-z, strângându-z, îndrămădindu-z, sucindu-și țepușa în mâini, am ajuns să văd puține nunți la care să nu existe câte unul bine atins până în clipa când mirele reușește să aprindă o mână de paie în camin, iar gâsca, destul de ruptă în luptă, ajunge în sfârșit să se frigă în vatră. Într-o seară însă scena a fost însângerată de un accident. Unul dintre nuntași a avut nenorocul să fie străpuns în timpul bătăliei. De atunci, ceremonia a căzut în disgrație, toată lumea a fost de acord să fie suprimată, iar la ultima am asistat acum 10 ani. S-ar fi putut suprima bătălia, dar, cu cerirea căminului fiind celul simbolic, oamenii au judecat că restul nu ar avea sens desfășurându-se separat îmi pare foarte rău totuși de cântecele de dincolo de ușă și de frumoasa melodie, deschideți ușa, deschideți. Care, nemai având întrebuințare, se va pierde. După ce Mirele așeza frigarea, ajungea la ultima probă, trei fete tinere erau așezate pe o bancă, având mireasa între ele, apoi erau acoperite cu o pânză, fără a le atinge decât cu un fel de baghetă, Mirele trebuia, de la prima încercare, să ghicească și să o atingă pe viitoarea soție. Dacă se înșela, era condamnat să nu danseze cu ea toată seara, căci, apoi, venea balul, masa, iar cântecele nu încetau până dimineața. O nunta însemna trei zile și trei nopți de bucurie și petrecere, fără a pierde nicio oră. Încărcarea snopilor este o ceremonie agricolă pe care am pus-o în scenă cu multă fidelitate, dar ceea ce teatrul nu poate să reproducă este maiestatea cadrului natural, muntele de snopi care sosește în mod solemn, tras de trei perechi de boi măreți, împodobit în întregime cu flori, fructe și copii frumoși cățărați în vârful ultimilor snopi. Este adesea un tablou care se compune pentru ochiul unui artist. Totul e frumos în el însuși, boii foarte mari, albi, cu înfățișare mândră și calmă, spicele din snopi unduind, florile vesele între spai, și peste toate, copiii blonzi ca spicele și ca pământul acoperit de miriști galbene. Totul e atât de armonios colorat în aceste zile calde în care cerul însuși devine de aur și de chihlimbar la apropierea serii. Înainte de plecarea carului cu snopi, se aude în aer, din orizont în orizont, un mare strigăt de care călătorul rămâne uimit. El privește în jur și vede cete de secerători și de culegătoare de silice arungându-z, cu brațele ridicate spre cer, cu fețele înroșite de efort, spre cel care încarcă snopii și care ridică spre cer ultimul snop înainte de a-l așeza în vârful carului s-ar părea că această populație de lucrători se aruncă asupra lui pentru a-i smulge snopul. Crezi că vei asista la o bătaie furioasă, nedreaptă, toți contra unul, dar nu. Este aclamația de bucurie și de frăție, e cuvântarea entuziastă a fraților. Sărmanii țărani, aveți atâta frumusețe și atâta bunătate în voi. Viziunile nopții în câmpie dacă v-aș spune că nu mă interesează viziunile, aș minți. Nu le-am avut niciodată, e adevărat, am traversat câmpia la orice oră de noapte, singur sau în compania unor mari iubitori de senzații neobișnuite, dar, în afară câtorva meteoriții inofensivi, a unor bătrâni copaci fosforescenți și a altor fenomene mărunte care nu dădeau naturii un aspect înfricoșător, nu am avut niciodată plăcerea de a întâlni un obiect fantastic, și nu am putut niciodată să povestesc nimănui, în calitate de martor ocular, cea mai minoră întâmplare cu strigoi. Și totuși, nu sunt dintre aceia care spun despre superstițiile rustice, minciună, prostie, viziune a fricii, eu aș zice fenomen de viziune, sau fenomen exterior neobinuit și de neînțeles. Aceasta nu înseamnă că, Aș crede în vrăjitori sau în minuni? Poveștile cu vrăji, explicațiile fantastice date unor pretinse minuni ale nopții, nu sunt decât poemul imaginațiilor. Dar faptul există, faptul se întâmplă, fie că ar fi vreo fantomă din aer sau doar în ochii celui care o vede, este un obiect la fel de real și logic pentru cel care percepe ca reflexia unei figuri într-o oglindă. Aberațiile simțurilor sunt oare explicabile? Pot fi explicate. Știu doar că au fost constatate, dar ar fi foarte fals să afirmăm și să credem că ele sunt numai opera fricii. Aceasta ar putea fi adevărat în multe cazuri, dar sunt și excepții recuzabile. Oamenii cu sânge rece, cu un curaj verificat, aflându-se în niște condiții în care nimic nu ar părea să acționeze asupra imaginației lor chiar oameni luminați savanți au avut apariții viziuni care nu le-au tulburat nici judecata nici sănătatea și de care s-au simțit totuși afectați după întâmplare printre interesantele lucrări publicate cu acest subiect trebuie să o notăm pe aceea a doctorului Brierc de Boisinont, care analizează cauzele halucinației nu aș adăuga la aceste lucrări serioase decât o singură observație utilă ce merită să fie înregistrate, aceea că omul care trăiește cel mai aproape de natură, sălbatecul, și după el, țăranul, este cel mai dispus și mai supus decât oamenii din alte categorii fenomenelor de halucinație. Fără îndoială, ignoranța și superstiția îi determină să ia drept minuni supranaturale simplele aberații ale propriilor simțuri. Dar nu întotdeauna imaginația le produce, o repet, ea nu face decât să explice după puterea sa, cel mai adesea. Se va spune că prima educație, poveștile de seară, sau cele ale doici și ale bunicii, de multe ori înfricoșătoare, pregătesc copiii și chiar adulții pentru a resimți asemenea fenomene de halucinație. Sunt de acord. Se va spune că cele mai simple noțiuni de fizică elementară și puțină ironie volteriană ar curăța foarte ușor câmpiilor de viziuni. Sunt de acord, dar lucrul acesta ar fi mai puțin sigur. Aspectul continu al câmpiei, aerul pe care respiră în fiecare moment al zilei, tablourile schimbătoare pe care natura le desfășoară sub ochiul omului și care se modifică în succesiunea variațiilor atmosferice, toate acestea sunt pentru omul de la țară condiții particulare de existență intelectuală și fiziologică, ele fac din el o ființă mai primitivă, mai normală poate, mai legată de pământ, mai confundată cu elementele naturale decât atunci când ideile și cultura ne separă de ele. Ne separă de pământ și de spațiu, dându-ne o viață ușuratecă închisă în perimetrul limitat al construcțiilor aglomerate. În coliba sau în cabana sa, țăranul trăiește încă în norul, în fulgerul sau vântul care învăluie fragilul adăpost. Pe Adriatica sunt pescari care nu cunosc adăpostul unui acoperiș. Ei dorm în barca lor, acoperiți cu o țesătură groasă, cu fața luminată de stele și barba mânduiată de briză, cu corpul legănat fără încetare de valuri. Există negustori ambulanți, boemieni, păzitori de animale care dorm întotdeauna în aer liber, ca indienii din America. Desigur, acești oameni sunt altfel decât noi. Nervii lor au un echilibru diferit, gândurile lor, un alt curs, senzațiile lor sunt altele, întrebați și nu va fi unul care să nu fi văzut minuni, apariții, scene nocturne stranii, inexplicabile. Unii dintre ei sunt foarte bravi, rezonabili, sinceri. Citiți toate observațiile despre halucinații. Veți vedea că, printr-o mulțime de fapte curioase și bine observate, halucinația este compatibilă cu deplinul exercițiu al rațiunii. Este o stare deosebită, maladivă poate, a creierului. Este totuși posibil să-i fie resimțită cauza fizică sau morală într-o perturbație a psihicului sau a corpului, adesea însă aceasta e neașteptată și misterioasă până la a surprinde și a tulbura o clipă spiritele cele mai ferme. La țăranii, halucinația se produce atât de des încât i apare aproape o lege a organizării lor. Ea îi sperie altfel decât pe noi. Marea noastră frică, teroare chiar, atunci când febra sau coșmarul ne prezintă fantomele lor, este de a fi pierdut rațiunea, și cu cât suntem mai siguri de a fi în puterea unui vis, cu atât suntem mai afectați de a nu putea să ne sustragem din el prin efortul nostru de voință. S-au văzut oameni care au înnebunit de frica de a nu deveni nebuni. Țăranii nu au această teamă, ei cred că au văzut obiecte reale. Le este deci mare frică de ele dar conștiința lucidităților nu e zdruncinată, halucinația fiind mai puțin periculoasă pentru ei decât pentru noi. Halucinația nu este, de altfel, singura cauza a înclinației mele de a admite, până la un punct anume, viziunile nopții. Cred că există o mulțime de mici fenomene nocturne, explozii sau incandescențe de gaze, condensări de vapori, zgomote subterane, Spectre cerești, nici meteoriți, obiceiuri bizare și neobservate ale animalelor, cine știe. Afinități misterioase sau perturbări brusce ale naturii, pe care savanții le observă printr-o întâmplare și pe care țăranii, în contactul lor continuu cu elementele naturii, le observă foarte des fără a putea să le explice. Să luăm un exemplu: Ce credeți, Divi, despre această credință în stăpânii de lupi? Ea există în toate țările, cred, și este răspândită în toată Franța. Este ultima verigă a credinței în licantropii oamenii lup. În Berry, unde deja poveștile care se spun nepoților nu mai sunt la fel de minunate și tot atât de teribile ca acelea pe care ni le spuneau bunicile noastre, nu mi-amintesc să mi se fi vorbit vreodată de oamenii lupi, ce vin din Antichitate și din Evul Mediu. Totuși se mai folosește încă termenul care înseamnă un lap, dar care și a pierdut adevăratul sens. Stăpânii de lupi nu sunt șefii ai acelor bande de vrăjitori care se schimbau în lupi pentru a devora oamenii, sunt oameni înțelepți și misterioși, bătrânii tăietori de lemne, sau paznici forestieri care posedă secretul de a îmblânzi, supune și conduce pe adevărații lupi. Cunosc mai multe persoane care au întâlnit, în lumina lunii abia răsărite, la crucea drumurilor, un om cu pasul mare și hotărât, urmat de mai mult de 30 de lupi, în legendă sunt întotdeauna mai mult de 30. Niciodată mai puțin, într-o noapte, două persoane, care mi-au povestit totul, au văzut o ceată mare de lupi, speriate, persoanele s-au urcat într-un copac, de unde au văzut cum aceste animale s-au oprit la ușa cabanei unui bătrân tăietor de lemne vestit ca vrăjitor. Ei au înconjurat-o scoțând urlete înspăimântătoare, tăietorul de lemne ieși, le vorbi, se plimbă printre ei și toți se răspândiră fără a-i face niciun rău. Aceasta e o poveste a unor țărani, dar două persoane ce au primit o destul de bună educație, oameni cu mult simț și abilitate în afaceri, Trăind un timp în vecinătatea unei păduri în care vânau, m-au încredințat, pe onoarea lor, că au văzut împreună pe un bătrân paznic de păduri oprindus la o răscruce și făcând gesturi ciudate. Aceste două persoane s-au ascuns și văzură 13 lupi alergând, dintre care unul, cel mai puternic, se duse drept la pădurar și se gudură pe lângă el. Acesta șuieră pe ceilalți lupi cum se șuieră câinii și împreună cu ei pătrunse în desișul pădurii. Cei doi martori ai scenei nu îndrăzniră să-l urmeze, retrăgându-se pe cât de surprinși, pe atât de speriați. Fusese oare în prada unei halucinații. Când halucinația pune stăpânire pe mai multe persoane în același timp și aceasta se întâmplă, ea îmbracă în caracter dificil de explicat, ea este constatată doar, se numește halucinație contagioasă. Dar la ce servește să-i știm numele, dacă nu-i cunoaștem cauza? Această deosebită dispoziția nervilor și a circulației sângelui, care e dată drept cauza a viziunilor fantastice, cum apare simultan la mai mulți indivizi. Eu nu pot să-mi explic. Dar pot să admit că un om care trăiește mijlocul pădurilor, care poate, la orice ora din zi și din noapte, să surprindă și să observe viața și obiceiurile animalelor sălbatece, ar putea să descopere, din întâmplare sau printr-o anumită facultate de inducție, mijlocul de a le supune și de a se face ascultat și iubit. Merg mai departe, de ce n-ar avea un anume fluid, simpatic unor anumite specii? Am văzut, în zilele noastre, Atât de abili îmblânzitori de animale feroce în cușcă, astfel, se poate admite și îmblânzirea unor animale sălbatece în libertate de către anumiți oameni. Dar de ce acești oameni pătrează secretul și nu scot vreun profit din puterea lor? Pentru că țăranul, obținând dintr-o cauză naturală un efect natural, nu crede însă că el însuși se supune legilor naturii dați-i un remediu a cărui eficacitate o demonstrați. Nu va avea nicio încredere în el, dar adăugați câteva cuvinte de neînțeles administrându l va avea toată încrederea. Încredințați-i secretul de a vindeca guturaiul cu rădăcină de nalbă mare și spuneți-i că trebuie administrată după trei semne cabalistice, sau după ce și a pus unul din ciorapi pe dos, el se va crede vrăjitor, toți îl vor crede apoi vrăjitor al guturaiului va vindeca pe toată lumea prin această credință și prin rădăcină de nalbă, dar se va feri să spună vreodată numele plantei vulgare care produce acest miracol. Va face din aceasta un mister, misterul elementul său. Nu voi vorbi aici despre ceea ce se numește, este, la noi un secret, ar fi o digresiune care m-ar duce prea departe. Mă voi mărginea spune că există un secret, o taină pentru toate, aproape toți țăranii, grav și experimentați, au secretul la ceva, sunt vrăjitori în consecință și cred aceasta. Există secretul boilor, pe care îl posedă toți fermierii pricepuți, taina ciobanilor, pentru a îndesilina, secretul olarilor, pentru a împiedica oalele să crape, taina preoților, care vrăjesc clopotele împotriva grindinei, secretul durerii de cap, al durerii de burtă, secretul entorsei și al luxațiilor, secretul braconierilor pentru a face să vină vânatul, secretul focului pentru a opri incendiile, secretul apei pentru a regăsi cadavrele înecaților sau a opri inundația, cine le mai știe? Există tot atâtea secrete și taine câte flageluri în natură și câte maladii la oameni și animale. Secretul trece din tată în fiu sau se cumpără cu un anume preț. El nu este trădat niciodată și nu va fi niciodată trădat atât timp cât se va crede în el. Secretul stăpânului de lup e știut numai de el, poate. Una din scenele nopții și o credință foarte răspândită este vânătoarea fantastică, ea are nume diferite de la un ținut la alini. La noi, ea se numește, Vânătoarea Măgarilor 1, în timpul acestei, vânători, se aud zgomotele ascuțite și grotește ale unei imense turme de măgari care rage. Poți să ți-o reprezinți oricum dorești, dar, în spiritul țăranilor noștri, ea reprezintă ceva care se aude și nu se vede, o halucinație sau un fenomen de acustică. Am crezut că îl aud de mai multe ori și am crezut că se explică în mărdul cel mai simplu, în ultimele săptămâni de toamnă, când marile vânturi împrăștie stolurile de păsări călătoare, se aude, în noapte, larma melancolică a cocostârcilor și cea ascuțită a gâștelor sălbatece. Dar țăranii, pe care îi credem înapoiați și neînvățați, nu se înșală niciodată. Ei știu foarte bine numele și cunosc foarte bine strigătele diverselor păsări străine climei noastre ce se găsesc pierdute sau umbăștiate în întunecimile înalte. Vânătoarea măgarilor nu are nimic din acestea. Țăranii o aud adesea, eu care am trăit mult timp la țară și am rătăcit printre rafale și cețuri, nu am auzit-o. Câteodată trecerea ei e semnalată prin apariția celor două luni. Dar eu nu am noroc, căci n-am văzut niciodată decât bătrâna lună pe care o cunoaștem cu toții. Taurul alb, vitelusul de aur, dragonul, gâsca, găina neagră, păstrăvul alb și nu știu câte alte animale fantastice păzesc. După cum bine se știe, în toate țările, comorile ascunse. La miezul nopții, de Crăciun, imediat ce sună orologiul, acești paznici înfricoșători își pierd puterea până la ultima bătaie a clopotului care anunță sfârșitul slujbei. Este singura oră din tot anul când cucerirea comorii este posibilă. Dar trebuie să știi unde este și să ai timpul să sapi sau să o scoți din ascunzătoare. Dacă sunteți surprinși într-o groapă de sfârșitul misei solemne, temisa est, ea se închide deasupra, la fel, dacă ați reușit să întâlniți animalul fantastic, supunerea pe care va a arătat-o în timpul slujbei se transformă în furie în acest moment și e vai de voi. Această tradiție e universală. Nu există vreo ruină, vreun castel sau vreo mănăstire, sau alt monument celtic, care să nu ascundă comoara sa. Toate sunt păzite de un animal fantastic. Domnul Jules Canugo, într-o încântătoare culegere de povești meridionale, ne înfățișajă poetica apariția caprei de aur, grațioasă și binefăcătoare, păzind bogățiile ascunse în adâncul pământului. În ținuturile noastre mai puțin calde, în jurul dolmenelor asterisc care încoronează colinele golașe din dolmen, monument funerar megalitic format dintre cele spede mare de piatră așezată orizontal, pe altele dispuse vertical, ne, te. Marș, un bou alb sau un vițel de aur, sau o vițică de argint fac imaginațiile avide să viseze, dar aceste animale sunt reale și teribile când le întâlnești. E atât de riscant, încât nimeni n-a îndrăznit încă să le prindă de coarne. Și totuși, de secole întregi, marile pietre druidice dansează și scârță pe suporturile lor fragile în timpul slujbei de la miezul nopții, pentru a stârni dorința trecătorilor. În văile noastre umbrite, ce taie mari câmpuri fertile, un animal indefinit se plimbă noaptea în anume timpuri numai de el știute, înspăimântă boii în pășuni și dă târcoale în jurul fermelor, provocând tulburare și agitație. Câinii urlă și fug la apropierea sa, gloanțele nu la ating. Această apariție și frică pe care o inspiră nu au pierdut nimic din puterea lor. Toți fermierii noștri, toți lucrătorii cred în ea, au văzut animalul. Este numit Dihania cea mare, prin tradiție, deși ea poate apare de mărimea și forma unui bursuc. Unii au văzut-o cu formă de câine, de mărimea unui bou enorm, Alții ca pe o ogarcă albă de mărimea unui cal, sau ca pe un simplu iepure, sau chiar oaie. Cei care vorbesc despre ea cu mai mult sânge rece au urmărit-o fără succes, fără prea mare frică, fără să-i atribuie mari puteri fantastice, și o descriu cu greu, pentru că ea aparține unei specii necunoscute în ținut, ei ne asigură că nu e în mod sigur nici câine, nici vacă, nici bursuc, nici cal dar e ceva asemănător cu toate. Totuși animalul apare, aceasta e sigur, fie în stare de halucinație, fie ca abur plutitor și condensat sub diferite forme. Oameni prea sinceri și prea calmi au văzut apariția, încât nu îndrăznesc să spun că avea o cauză în halucinație. Câinii o anunță cu urlete disperate și fug imediat ce apare. Oare câinii sunt halucinați? simt ceva deosebit. Sunt niște hoți introduși sub această deghizare. Dar niciodată apariția n-a furat ceva, după cât se știe. Sunt oare niște glumeți prost inspirați? S-au tras atâtea focuri de armă asupra dihaniei, încât ar fi putut fi ucisă sau rănită doar una din aceste pretinse fantome, în ciuda fricii care face să tremure tare mina. În sfârșit, acest gen de apariție, halucinație sau nu, este foarte contagios. Timp de 15 sau 20 de nopți, cei 20 sau 30 de locuitori ai unei ferme o văd și o urmăresc, apoi, trece la o altă colonie care o vede a idoma și face în conjurul ținutului, producând această contagiere la un mare număr de locuitori. Dar iată cea mai înfricoșătoare dintre viziunile nopții în jurul mlaștinilor stătute, în bălăriile câmpiei sau pe marginile fântânilor întunecate de pe drumurile cu gropi, sub bătrânele sălci ca și în câmpia goală, se aud în mijlocul nopții lopățelele de rufe bătând precipitat în mâna spălătoreselor și clipocitul furios al apei, în multe provincii, se crede că ele provoacă ploaia și atrag furtuna, făcând să zboare până la nori, cu lopățelele lor iuți, apa din izvoare și din mlaștini. La noi, e mai rău, ele bat și storc un obiect care seamănă cu rufăria, dar care, văzut de aproape, nu este altceva decât un corp de copil mort. Trebuie să vă păziți de a le observa sau deranja, căci, de ați avea șase picioare, în înălțime și mușchi pe măsură, ele vă vor înșfăca vă vor bate și răsuci în apă nici mai mult, nici mai puțin decât ca pe o pereche de ciorapi. Am auzit adesea bătaia lopeților spălătoreselor fantastice răsunând în liniștea nopții în jurul naștinilor pustii. Dar poate ne-am înșelat. Există o specie de broaște care produce acest zgomot trepidant. E foarte trist să faci această puerilă descoperire și să nu mai speri în apariția teribilelor vrăjitoare storcind zdrențele lor dezgustătoare în ceața nopților de noiembrie, la lumina unui răsărit decolorat și șters reflectat de ape. Unul dintre prietenii mei, om mai mult de spirit decât de bun simț, trebuie să o mărturisesc, supus adesea băuturii, foarte brav totuși în fața lucrurilor reale dar ușor de impresionat de legendele ținutului, s-a întâlnit de două ori cu spălătoresele, întâlniri pe care le evocă cu mare emoție. Într-o seară, către ora 11, într-o vale înăntătoare care alergă în serpentine și sărind, să zicem așa, în coasta neregulată a văului Giormas, el văzu, la un izvor, o bătrână care bătea și storcea în liniște. Deși fântâna avea un renume ciudat, el nu văzu nimic nenatural aici și zise bătrânei. Cam târziu pentru spălat, mătușă. Ea nu răspunse. O crezu surdă și se apropie. Luna era strălucitoare și izvorul lucea ca o oglindă. Văzu distinct trăsăturile femeii, nu o cunoștea deloc și fu foarte mirat, pentru că în viața lui de fermier, Vânător și hoinar al câmpiei nu credea că este vreo figură necunoscută la mai multe lege jur prejur. Iată cum mi-a povestit impresiile sale față de această spălătorea sa atât de plină de zel. Nu m-am gândit la tradiția spălătoreselor nopții decât când am pierdut-o din vedere. Nu mă gândisem nici înainte de a o întâlni, nu credeam, nu resimțeam nici o teamă vorbind cu ea dar imediat ce am fost lângă ea, tăcerea ei, indiferența la apropierea unui trecător îi dă dura aspectul unei ființe străine de lumea noastră. Dacă bătrânețea o lipsea de auz, cum de era atât de robustă pentru a veni de departe, singură, să spele, la această oră nepotrivită, la acest izvor rece unde muncea cu atâta forță și iuțeală. Faptul era cel puțin demn de remarcat. Dar ceea ce m-a mirat mai mult era ceea ce simțeam eu însumi, nici un sentiment de teamă, ci o repulsie, un dezgust de neînvins. Mi-am urmat drumul fără ca ea să întoarcă măcar capul. De abia sosind acasă m-am gândit la vrăjitoarele spălătorese și atunci mi-a fost foarte frică, recunosc sincer și pentru nimic în lume nu aș mai fi trecut pe acolo. A doua oară Același prieten trecea pe lângă heleșteul de la Tevet, către ora două dimineața, venea de la linieres, unde ne asigură că nu mâncase, nici nu băuse, ceea ce nu aș putea garanta, era singur, în cabrioletă, urmat de câinele său. Calul fiind obosit, urcând unde al, călătorul, coboră și se opri pe marginea drumului, aproape de o groapă, unde trei femei spălau. Băteau și storceau cu mare febrilitate, fără a spune nimic. Câinele se strânse el deodată lângă el fără să latre. El trecu pe lângă ele fără a le privi prea mult, dar de abia făcuse câțiva pași, ca mergând în urma lui, iar luna așternu lângă picioarele sale o umbră alungită. Se întoarse și văzu una dintre femei urmărindu-l celelalte două veneau la câțiva pași distanță că, pentru a sprijini pe cea dinainte. De asta dată, mi-a spus el, m-am gândit imediat la spălătorese. Dar am simțit o altă emoție față de cealaltă dată. Aceste femei erau atât de înalte și cea care mă urmărea avea exact proporțiile, figura și mersul unui bărbat, încât am bănuit că am de-a face cu vreun glumeț din sat, cu intenții rele. Aveam un ciomag bun în mină. M-am întors, zicând, ce vreți de la mine? Nu am primit răspuns și, văzând că nu sunt atacat, nu aveam pretext pentru a ataca nici eu, am fost nevoit să mă întorc la cabrioletă, pe care calul o dusese departe înaintea mea, cu această ființă neplăcută pe urmele mele. Nu-mi spunea de altfel nimic, Părea că are o plăcere furisită de a mă ține sub amenințarea unui atac. Țineam bine în mână băta, gata să lovesc zdravă în la cea mai mică atingere, am ajuns la cabrioletă, cu poltronul de câine lângă mine, care tăcând mâlce sări sus. Am urcat, apoi m-am întors și, deși auzisem până atunci pașii mergând după ai mei și văzusem o umbră în spatele meu, acum nu mai vedeam pe nimeni. Doar că, la vreo 30 de pași în urmă, în locul unde le văzusem spălând, deslușam în noapte pe cele trei spălătore se sărind, dansând și răsucindu-s ca nebune pe marginea gropii de lângă drum. V-am prezentat această istorisire pentru farmecul ei, dar ea mi-a fost povestită cu o bună credință de care sunt sigur. Să o situăm totuși la capitolul halucinațiilor. Ulmul râteau este un arbore măreț, care exista, se spune, deja mare și puternic, în timpul lui Carol al Vlălea. Fiind un ulm, de departe nu are prestanță deosebită, iar brațele sale din ramuri au într-adevăr forma unei grebăl, al cărei nume îl poartă. Dar nu e decât o coincidență întâmplătoare cu legenda tradițională care i-a consacrat numele. De aproape, el devine impozant prin tulpina sa lungă și lansată spre cer, brăzdată de fulgere și situată ea un monument la o mare răscruce de drumuri comunale. Aceste drumuri, largi, frământate neîncetat de turmele țăranilor, sunt acoperite cu o iarbă scuită, prin care cresc în libertate rugi de mure și scaieți. Câmpia se deschide până departe, tristă și solemnă în pofida fertilității ei. O cruce de lemne așezată pe un piedestal de piatră care reprezintă ultimul vestigiu al celor patru statui foarte vechi dispărute în timpul Revoluției din 93. Această decorare monumentală a unui loc atât de puțin frecventat atestă un respect tradițional și țăranii din împrejurimi au un asemenea respect față de ulmul râtea încât pretind că nu poate fi doborât, deoarece el este pe harta lui Casini. Acest drum comunal, călcat astăzi numai de țărani și fermieri, traversat la intervale rare de calul vreunui morar sau jandarm, era altădată una din ceaile mari de comunicație din Franța Centrală, mai numit și astăzi drumul englezilor. Era drumul militar al armatelor invadatoare, pe care Scrin le-a întors înapoi cu sabia în spate, după ce a eliberat sainte ultima fortăreață ocupată. Acest detaliu nu este consemnat în istorie, dar tradiția depune mărturie pentru el, acum iată și legenda ulmului Râteau, care este frumoasă în ciuda naturii animalelor care joacă aici rolul principal. Un băiat păzea o turmă de porci în jurul ulmului Râteau. Privind înspre cetre, văzu o trupă mare de oameni înarmați care devastau câmpurile, ardeau casele, masacrau țăranii. Erau englezii, care coborau dinspre marș spre beri și care se îndreptau spre Saint Chartier. Porcarul își ascunse turma, se ascunse și el, văzu dușmanii trecând ca un uragan. întorcându se sub ulm cu turma sa, frica pe care o simțise înainte făcu loc unei mâini mari împotriva englezilor, împotriva lui însuși. Ce, își zise, ne vom lăsa călcați în picioare fără a ne apăra. Suntem prea lași. Trebuie să mergem la luptă. Și, apropiindu se de statuia Sfântului Antoniu, una din cele patru din jurul ulmului. Bunule Sfânt, îi zise, trebuie să plec împotriva englezilor și nu am timp să duc înapoi turma. În timpul ăsta, răufăcătorii ne-ar face încă și mai mari necazuri. Ia ciomagul meu, bunule sfânt, și păzește animalele trei zile și trei nopți, eu le las în grija ta. Zicând acestea, tânărul cel de ispravă puse băta sa de porcar, care e un ciomac scurt cu un triunghi de fier la capăt, în mâinile statuii și, aruncându-și saboții, alergă la Saint Chartier, unde, timp de trei zile și trei nopți, făcu ravagii în englezi, împreună cu alți flăcăi de ispravă din partea locului, susținuți bine de oamenii din armata Franței. Apoi, când dușmanul a fost alungat, el reveni la turma sa, își numără porcii, nu lipsea niciunul și totuși pe acolo trebuie să fi trecut unii vagabonzi sau hoți sau lupi atrași de mirosul oilor. Tânărul porc ar își reluă de la Sfântul Antonius Sceptrul Rustic, îi mulțumi în genunchi și, fără a visa destinul măreț al Ioanei Dark, mulțumit că a dat o mână de ajutor la eliberarea ele englezi, își păzit urma ca până atunci. O altă tradiție mai confuză atribuie ulmului râta o mai puțin binefăcătoare influență, vertijul. Niște copii, sub influența lui ar fi avut oribila idee de a-și juca viețile la jocul de aruncare la țintă și ar fi îngropat pe cel care a pierdut sub piatra Sfântului Antoniu. Dar iată legenda principală și care se bucură de cel mai mare, credit a omului Răteau. Un domn s-o plimbă pe lângă el în timpul nopții, el face fără întrerupere în conjurul copacului. A fost văzut pe acolo de când lumea e lume. Cine este el? Nimeni nu știe. E îmbrăcat în negru și are 20 de picioare asterisc în înălțime. Dar sigur e un domn, căci. Un picior, unitate de măsură veche, 0,324 în, ne, -te. Urmează întotdeauna moda timpului: în secolul trecut a fost văzut în haină neagră, cu pantalon scurt, pantofi cu buclă, sabie la șold, subdirectorat, a fost văzut cu revere largi și lăsate ca urechile de câine și cu cravată bogată. Astăzi, el se îmbracă ca divi și ca mine, însă întotdeauna poartă pe umăr grebla sa mare și vai de picioarele celor care trec pe lângă el. În rest, nu e om rău și nu se arată decât celor care cunosc taina. Dacă nu mă credeți, mergeți și vedeți. Noi am fost la Ulm la ora solemnă a răsăritului de lună, și l-am chemat, spunându-i mereu, domnule, foarte politicoși, dar nu am găsit numele la care îi place să răspundă, căci n-a venit, și, de altfel, nu-i plac glumele, iar pentru a-l vedea trebuie să-ți fie frică de el. Dacă vă plac aceste povești populare, și dacă vreți să le căutați mai serios originea, citiți o carte foarte savantă și foarte amuzantă în același timp care e opera unei femei, Normandia romanesca și fermecată, de domnișoara Amelie Boschet, veți regăsi aici toate legendele Franței și cele din ținutul vostru, desigur. Veți afla istoria unor superstiții umane, variind numai câteva detalii, după localități sau ținuturi. Aceasta este dovada că umanitatea este încă aproape de leagănul său originar, sau că este foarte tenace și uniformă în aptitudinea sa de a trece pe același drum și a se hrăni din aceleași idei. Am arătat aici amintiri din antichitate care au fost modificate prin ideile sau prin visele rasei Berishon, sub influența creștinismului primitiv și a evului mediu. O întreagă lume de fantezie pierdută pentru păturile luminata prin învățături, și care tinde să se șteargă de asemenea din credința și din memoria oamenilor de la țară. Nu este deci lipsit de interes de a aduna fragmentele rămase, împrăștiate în toate provinciile din Franța, din această poezie teribilă, ironică sau burlescă, într-o jumătate de secol poate, nu va mai avea nici barzi, nici rapsozi, nici adepți. Germania trece drept pământul clasic al fantasticului. Astfel încât scriitori vechi și moderni au fixat legenda în poeme, povești sau balade. Literatura noastră franceză, de la Ludovic al Sâvălea mai ales, a îndepărtat acest element ca nedemn de rațiunea umană și de demnitatea filosofică. Romantismul a făcut zadarnice eforturi pentru a scoate ridurile scepticismului nostru, dar n-am știut decât să imităm fantezia germană. Miraculosul slav, altfel grandios și terifiant, ne-a fost relevat prin traduceri incomplete care nu au devenit populare. Nu a îndrăznit nimeni să imite la noi sabate lugubre și sângeroase ca ale lui Adam Nichivis. Franța populară este la fel de fantastică ca și națiunile slave sau germanice. Ceea ce i-a lipsit, ceea ce îi va lipsi poate și în viitor e un mare poet, care să dea o formă precisă și durabilă elanurilor imaginației populare. O singură provincie din Franța este la înălțimea, în creația sa poetică, a ceea ce geniul celor mai mari poeți și al națiunilor celor mai imaginative a produs de-a lungul timpului. E vorba de Bretania. Dar Bretania este chiar Franța însăși. Cine a citit Barza Breiz, Carte culeasă și tradusă de D., de, de la Vilmarc, trebuie să fie convins ca și mine de ceea ce voi afirma. Tributul lui Nomenu este un poem de 140 de versuri, mai mare decât Iliada, mai frumos, mai perfect decât orice capodoperă a minții omenești. Ciuma din Eliand, PTC. Desbrez și alte 20 de diamante din această culegere bretonă atestă bogăția cea mai completă la care poate să ajungă o literatură lirică. Este chiar foarte straniu că această literatură, relevată nouă printr-o publicație care este la îndemâna tuturor de mai mulți ani, nu a determinat o revoluție literară. Macpherson a răspândit în toată Europa numele lui Ocean, înainte de Walter Scott, el a adus Scoția la modă. Într-adevăr, noi nu am celebrat îndeajuns Bretania noastră și mai sunt mulți oameni de litere care nu au citit poemele sublime în fața cărora suntem ca niște pitici în fața uriașilor. Vici și pe care le suferă frumosul și adevărul în istoria artei. Ce știm despre această rasă armoricană care s-a hrănit, de la druizi până la șoani, dintr-o asemenea substanță? Știm că era foarte puternică și mândră, dar ne apare măreață de când îi cunoaștem poemele legendare geniu epic, dramatic, liric, războinic, tandru, trist, întunecat, ironic, naiv, totul atât de complex. Iar deasupra acestei lumii a acțiunii și a gândului pleinează visul, silfii, gnomii, gini, ai Orientului, toate fantomele toate geniile bune și rele ale mitologiei păgâne și creștine zboară deasupra capetelor acestea exaltate și puternice. Adevărul este că niciunul dintre acei ce țin o pană în mână nu ar trebui să întâlnească un în fără a-și scoate pălăria în fața lui. Suntem departe de beriul nostru umil unde, totuși, am întâlnit, în memoria cântăreților de la țară, mai multe romanțe și balade, traduceri în versuri naive, berișona unor texte din culegerea publicată de D. De, de la Vilmarc. Să revendicăm noi proprietatea asupra acestor creații și să spunem că ele au fost traduse în bretonă. Nu, ele poartă în mod clar marca lor de origine. Textul spune, revenind de la Nant, iar în altă parte familia mea din Nantet, Beri are muzica sa, dar nu are o literatură a sa, sau ea s-a pierdut cum s-ar fi putut pierde și poezia bretonă dacă nu ar fi fost culeasă la timp și publicată. Aceste bogății inedite se alterează cu timpul în memoria barzilor populari care le propagă un timp. Cunosc mai multe balade Berishow în care nu mai au nici rimă, nici înțeles, și în care, pe aici, pe colo, strălucește câte un cuplet de o factură încântătoare, care aparține în mod evident unui text original groaznic corupt în rest. Neavând la îndemâna nicio o arhivă poetică, imaginația țăranilor noștri nu e mai puțin bogată decât a germanilor, iar halucinațiile imaginative, despre care am vorbit, atestă faptul în mod suficient. Una dintre cele mai singulare apariții este cea a stăpânilor norilor, în jurul mlaștinilor sau în mijlocul unui heleșteu. Aceste spirite rele se arată în timpul revărsărilor de ape și provoacă ploi torențiale ce se pornesc pe neașteptate. Pe cât se poate distinge forma lor vagă în trombele ce le provoacă, recunoște adesea pe oamenii cu nume rău înținut printre spirite, oameni care nu au nimic, bineînțeles, pe pământul bunului Dumnezeu și care nu doresc decât răul celorlalți supuși spiritelor norilor, înarmați cu lopeți sau cu mături, îmbrăcați în zdrențe incolore, se agită frenetic, dansează și, se înfurie, cum spun baladele bretone, iar călătorul întârziat, care îi zărește în bălțile cețoase, presărate prin landa pustie, trebuie să se grăbească spre adăpost, fără a-i deranja și fără a le arăta că au fost văzuți. Desigur că altfel ar porni, ca o vijelie, pe urmele călătorului și nu ar fi deloc bine. Rămâi uimit văzând cât de mult influențează scenele din natură imaginația țăranului. S-ar părea că acestea ar trebui să acționeze mai mult asupra imaginației locuitorilor de la orașe și că omul, obișnuit din copilărie să străbată sau să muncească ziua și noaptea în aceleași locuri, le cunoaște prea bine detaliile și diferitele aspecte, înăt nu ar mai resimți nici uimire, nici tulburare, se întâmplă exact contrariul, braconierul care, de 40 de ani, vânează cu lațul, la pândă, vede, când noaptea se lasă, cum chiar animalele, al căror călău este, iau o formă înfricoșătoare pentru a-l amenința. Pescarul de noapte, sau morarul, care trăiește pe malul râului, văd fantome în cețurile argintate de lună, crescătorul de vite care se duce să-și lege boii sau să-i ducă la pășune, în pragul serii sau în zorii, întâlnește în curtea sa, în pășunea sa sau chiar pe vitele sale niște ființe necunoscute, care dispar la apropierea sa, dar care îl amenință chiar fugind. Fericite sunt aceste minți simple cărora le sunt relevate secretele lumii supranaturale și care au darul de a vedea și a auzi lucruri atât de ciudate și stranii. Degeaba am ascultat și am povestit noi, ceilalți, întâmplări care să facă să ți se ridice părul pe cap, degeaba am jurat că într-adevăr credem în ele, degeaba am alergat noaptea în locurile bântuite de fantome și spirite, degeaba am așteptat și am căutat frica inspiratoare, Stăpâna fantomelor, diavolul ar fugi de noi ca și cum am fi sfinți, Lucifer interzice supușilor săi să se arate celor care nu se tem de el. Nici animalele vrăjitoare nu sunt rare, de aceea trebuie să fii atent la ce vorbești în fața unora dintre ele. Un fermier din împrejurimile noastre vedea în fiecare zi un iepure oprindus la mică distanță de el, lingându-și labele și privindu-l cu un aer și ret, în sfârșit, acest fermier recunoscu, privind cu multă atenție, pe proprietarul moșiei și al fermei ce o avea în arendă, sub deghizarea zisului iepure. Atunci își scoase pălăria, pentru a-i da să înțeleagă că nu l-a înșelat deloc înfățișarea de iepure și că gluma era inutilă. Dar proprietarul, care era un răutăcios, păru că nu înțelege și continuă să-l supravegheze sub această aparență. Acest fapt supără pe fermierul nostru, care era un om cinstit, și pe care bănuia la leza cu atât mai mult, cu cât stăpânul moșiei, atunci când venea la el sub înfățișarea sa de om, nu-i arăta deloc neîncredere. Într-o seară luă pușca cu el, gândind să-l înspăimânte puțin și să-l facă să renunțe la această manie de a face pe iepurele, încerca apoi chiar să-l dar dovada că acest animal nu era iepure mai mult decât mine sau dumneavoastră făcă pușca nu neliniști câtuși de puțin, începând chiar să râdă. A, ascultă, domnule, strigă bravul țăran pierzând răbdarea, ori pleci de aici, ori, pe câte de adevărat că am primit sfântul botez, îți trimit acum un plumb din pușcă. Domnul nu așteptă să-i se spună a doua oară, el văzu că țăranul era furios cu adevărat și, luând-o la fugă, nu mai apăru. S-au văzut adesea animale de acest fel, lovite sau rănite, dispărând fără urmă, dar, a doua zi, persoana bănuită nu mai apărea în lume și dacă mergeai la ea, o găseai la pat, simțându-ți foarte rău. Se putea scoate de asemenea din corpul său plumbul care intrase în corpul animalului, căci, Într-adevăr, era același. Un animal mai incomod decât cele care spionează pe muncitorul câmpului este cel care se face purtat. Acesta e un dușman declarat care nu ascultă de nimic și care se arată sub diverse forme, adesea chiar sub forma unui om asemănător întru totul celui căruia îi se adresează. Văzându-se astfel față în față cu sosia sa, omul e foarte tulburat, câtă rezistența ar opune, sosia îi sare pe umeri, în alte cazuri, simte greutatea, sa, care e formidabilă, fără a vedea nimic și a auzi nimic. Cea mai rea apariție este cea a ogarcei albe. Când o zărești, e foarte mică, dar crește încet, încet, vă urmărește, ajunge la mărimea unui cal și vă sare în spinare. E dovedit că ea cântărește două sau trei mii de livre asterisc, dar nu puteți să vă feriți de ea și nu vă lasă în pace decât atunci când zăriți poarta casei voastre. Acest animal blestemat este întâlnit de omul care întârzie la cârciuma. E o mare fericire dacă el nu e însoțit de două sau trei flăcări zburdalnice, spiridușii ai focului care vă antrenează în vreo sau vreun rău pentru a vă face să vă înecați. Cocadrila, bine cunoscută în evul mediu, exista încă în ruinele vechilor conace. Ea rătăcește pe ruine în timpul nopții și se ascunde ziua în noroaie sau în stuf. Dacă e zărită atunci, nimeni nu se teme de ea, căci are înfățișarea unei șopârle mici. Dar cei care o cunosc nu se înșală, ea anunță, mari boli în împrejurini, dacă nu reușește nimeni să o ucidă înainte de a-și fi vărsat veninul. Ușor de zis, greu de făcut, căci rezistă la glonte și la ghiulea și, luând proporții înfricoșătoare de la o noapte la alta, ea răspândește ciuma în toate locurile pe unde trece. Cel mai bine e de a o lăsa să moară de foame sau de a o dezgusta de locul unde rătăcește secând gropile și mlaștinile cu apă stătută. Boala se duce odată cu ea. Asteriscă o livră unitate de măsură cântărind între 380 și 550 de grame. Actual, 500 de grame, ne, r. Zburdalnicul sau farfadetul nu este deloc un animal, deși îi place să poarte pinte și un cap de cocoș. Dar are corpul unui omuleț și nu e nici răutăcios, nici necinstit sau periculos, deși e bine să nu-l contrazici. Un spiriduș adevărat, un geniu bun, cunoscut în toate ținuturile, puțin fantast, dar foarte activ și îngrijindus de interesele casei. În beri, el nu locuiește în camin, nu dă de lucru servantelor, nu se îndrăgostește de femei. o dată, însă, vizitează grajdurile ca și confrați săi din alte părți ale Franței, dar noaptea, în pășuni, e de fapt locul său de zbenguială. Acolo el adună în încete, se agață de coama lor și îi face să galopeze ca nebunii prin câmpie. Nu prea pare să-i pese de stăpânii cailor. Îi place echitația pentru ea însăși, e pasiunea sa și preferă animalele cele mai focoase și mai aprige. Le obosește mult, căci sunt găsite lac de transpirație după ce le-a alergat el, dar îi freacă și îi țesală cu atâta grijă, încât acestora nu le poate fi decât bine. La noi, se cunosc ca să sălați de spiriduși. Coama lor este înnodată cu mii de noduri inextricabile. O boală a părului cailor, destul de frecventă în pășunile noastre. Astfel de păr nu se mai poate desface, aceasta e sigur, dar la fel de sigur e că poate fi tăiată fără ca animalul să sufere și că e singura cale de a-l însănătoși. Țăranii se păzesc de a face așa ceva sunt scările spiritușului, dacă nu le ar găsi pentru a-și sprijini picioarele în ele, ar putea să cadă și, cum e iute la mânie, ar ucide imediat pe bietul animal tuns. Ministerul Instrucției Publice va publica în curând o culegere a cântecelor populare din Franța. Este o foarte bună idee, a cărei realizare devenise necesară, dar sosește foarte târziu, ne temem noi. Pentru ca cercetarea să fie completă, ar trebui să fie trimise în fiecare provincie persoane competente, numai cu această misiune. Cei care vor fi consultați și trimiși, literați sau amatori, vor aduce recoltele hazardului. Cine va avea apoi timpul și răbdarea să reconstituie, din 100 de versiuni alterate, tipul primitiv dacă ar fi vorba numai de a culege cât mai multe poezii inedite, oricâte ar fi posibil, și toată importanța, toată utilitatea cărții aici este, munca ar cere mai mulți ani și un mare număr de exploratori. Comentatori nu vor lipsi, dar adevăratele descoperiri vor fi foarte rare sau foarte incomplete, dacă nu se procedează în mod conștiincios la o cercetare cu totul specializată. Părerea noastră e că publicarea textului muzical ar fi indispensabilă. În cântecul popular, cuvintele nu se pot lipsi și de aria muzicală, încât dacă le citiți singure, ele nu vă spun mare lucru, în timp ce dacă le auziți cântate, ele vă surprind, vă tâncântă și vă exaltă. Aici sunt, în mod sigur, minuni de descoperit și de salvat de neandul care le-i așteaptă. Muzica a fost mai neglijată decât literatura de conducătorii destinelor culturale din toate guvernele. Ea nu are arhive, câte capodopere ale unor maeștri necunoscuți nu au pierit și nu vor pieri cu fiecare zi. Fără a vorbi despre capodoperele unor iluștri maeștri care nu au apărut niciodată tipărite și care vor dispare în întregime în lipsa unei inițiative ministeriale, guvernamentale. Specularea unora nu va înlocui niciodată această muncă de cercetare conștiincioasă și niciodată cel ce speculează nu se va expune la vreun risc, oricât de neînsemnat, pentru a dezgropa comorile uitate. Orice s-ar spune, există pentru arte, ca pentru toate tipurile de progres, lucrări pe care numai statul le poate întreprinde și dirija, atât timp cât artiștii nu și-au organizațiile și organismele lor proprii. Dar iată-ne departe de subiectul nostru. Să ne întoarcem la el spunând că țăranii sunt poate niște copii mari și cam nebuni, dar că nu există adevărată poezie fără o anumită dereglare a imaginației și foarte multă naivitate. Subiectul nu este epuizat, el este desigur inepuizabil, căci fiecare zi poate aduce o revelație și smulge acestei bătrâne lumia superstițiilor, care mai trăiește încă în câmpiilor noastre, o mărturie despre credințele, terorile și poezia ei. Unul din compatrioții mei Berișoni, domnul Lenel de la Sale, a publicat în ultimul timp în Monitorul de Indre o serie de excelente articole care, reunite în volum, ar constitui o istorie specială a acestei laturi a vieții rustice a lucrătorilor câmpului, tradițiile, prejudecățile, dictoanele și locuțiunile populare din localitățile noastre. Nu este vorba de un rezumat al fanteziilor, este o cercetare conștiincioasă a faptelor de credință și a obiceiurilor din cătunele și din orășelele noastre și, în același timp, o lucrare plăcută și interesantă care nu obosește spiritul nici o clipă. Am găsit cu plăcere, într-unui din capitolele cărții, o mențiune explicativă a Marelui Bisetru, despre care am auzit vorbindu-s mult, fără a putea să-i ghicesc originea, foarte simplă de altfel. Dar explicațiile simple sosesc, se știe, când ai obosit să tragi de păr comentarii extravagante, iar eu nu auzisem decât din acestea. În împrejurimile de la Cetre, spune autorul, Poporul nostru crede că un fel de geniu rău, pe care îl numește Marele Bisetru, este răspunzător de evenimentele care au loc în anii bisecți. Se spune că atunci când o femeie naște în anul în care Bisetru sare, ea va aduce în mod sigur pe lume o fată sau doi gemeni și rămâne șapte ani în imposibilitatea de a avea copii. La Dijon, în acești ani, poporul crede că Bisetru aleargă și că, din această cauză, nu trebuie să se întreprindă ceva important. Bisetru este deci un cuvânt vechi derivat din bisextil, bisect. El era sinonim cu nenorocire, soartă neprilnică. Când bisetru așa dorește anul va fi cu totul nenorocit. Molinet, calendarul, acest an era bisextil și bisext căzu blestem asupra trădătorilor. Orderic vital, XII, influențarea anului bisextil era proverbială în evul mediu. Această superstiție urcă în timp la romani. Genin, lexicul comparat, bisetru înseamnă de asemenea, în graiul de la noi, copil vioi și turbulent, copil teribil. În unele sate, bisetru și aceasta ne-a împiedicat să ne gândim la anul bisect, nu este obligat să alerge așa cum alergă timpul. El aleargă prin câmpie, prin heleșteie, prin mlaștini, de unde stârnește mirosurile grele și frigurile. Gama neagră e consacrată incantațiilor nocturne, în toată Franța aproape. Felul în care domnul Lenel de la sale povestește că se fac acestea este asemănător cu ceea ce se practică în toată Valea Neagră. Atunci când țăranii vor să aibă o întrevedere cu diavolul, ei se duc la miezul nopții la răscrucea a patru drumuri și acolo, ținând găina, strigă de trei ori. Cine vrea să cumpere găina mea neagră? Nu știm ce gândeau antici despre găina neagră, dar știm că ei numeau pe un om fericit, fiul găinii albe. Spărgătorul de lemne este fantoma pădurilor. Nimeni poate fi liniștit și cu cugetul împăcat noaptea, când vine să iau legătură de lemne de pe pământul vecinului. Atunci se aud zgomote stranii, de cucuvele înfricoșate și de ramuri rupte în goana mistreților peste tufișuri. Atunci, pe un timp liniștit, se simte venind un rapid și inexplicabil uragan, care mătură pământul și sfărâmă copacii tineri. Atunci, mergând din tulpină în tulpină, gnomul cu plete în vânt sosește și vă spune, ce faci aici? Am mai vorbit și altădată despre culegătorul de rouă, un proprietar care, foarte matinal, plimbă o pânză peste câmpie prin care toată umiditatea pagiștilor trece în pagiștea sa. Dar nu trebuie să credeți că e suficient de a imita această simplă operație pentru a obține rezultate, la fel. Mai întâi, nu ești niciodată sigur că poți observa cum procedează, prin ceața argintie, cu legătorul, fie că e un vrăjitor sau servitorul său, adică demonul care îl servește și care se îmbracă la fel cu el. Oricum, trebuie să fii foarte savant ca să faci avere din această ocupație. Nu de mult am aflat de existența lubinului la noi, de origine normandă, despre care ne vorbește amplic Boschet în cartea sa, dar, în câmpurile noastre, în loc de a bântui prin cimitire, spiritușul se arată favorabil culturilor și seamănă împreună cu țăranii, totuși nu trebuie să fie contrazis, căci ar putea să semene neghină în loc de grâu bun, dacă aceasta e ideea sa. Blumețul este o ființă întru totul dezagreabilă. Unii dintre prietenii noștri, parcurgând stepa mlăștinoasă de la Brene cu un ghid, au auzit, nu departe de el, în crepusculul învăluitor, o voce umană destul de plăcută, care, pe un ton vesel sau mai curând zeflemitor, repeta din loc în loc, ah! Ah! Privind în jur, în toate părțile, și nevăzând pe nimeni zise localnicului care îl însoțea. Iată pe cineva cam mirat! Oare din cauza noastră? Ghidul nu-i răspunse. Au continuat să meargă. Vocea îi urmărea și, la fiecare mișcare a prietenului nostru, striga, ah, ah, cu o voce atât de veselă și glumeață, încât acesta nu se putu stăpâni de a-i răspunde râzând. Ei bine, despre ce-i vorba? Tăceți odată, pentru numele lui Dumnezeu, îi spuse ghidul strângându-l de braț, nu-i răspundeți, faceți tildă-vă că nu-l auziți. Dacă îi mai răspundeți odată suntem pierduți prietenul nostru, care cunoaște bine frica țăranilor nu se îndăpățână, când au fost destul de departe de invizibilul zeflemist, zise. ce e asta, o pasăre, o specie de cucuvea? Ah, da, frumoasă pasăre! Răspunse ghidul. E glumețul! El începe prin a râde, vă atrage din drum, vă poartă cum vrea și apoi se supără și vă înneacă în laștină. Noaptea de Crăciun este, în toate țările, cea mai solemnă reuniune a lumii fantastice. Meio, ca urmare a dorinței oamenilor primitivi de a completa miracolul religios prin fantasticul creat de imaginația lor vie, în toate țările creștine, ca și în toate provinciile Franței, bătaia orologiului de miezul nopții de Crăciun deschide calea minunilor, în același timp anunțând comemorarea erei divine la această oră plouă din cer cu minuni și binefaceri. Astfel, infernul învins, voind să dispute încă o dată salvatorului divin cu cerirea umanității, îi oferă acesteia bunurile pământului, chiar fără a cere în schimb sacrificiul iertării eterne, o flatare, un avans gratuit pe care satan îl face omului. Țăranul gândește că poate să profite de aceasta, el știe că e destul de șiret pentru a nu se lăsa prins în capcană, se crede la fel de șiret ca diavolul și nu prea se înșală. În Valea Noastră Neagră, fermierul, fin, adică savant în arta de a face să prospere animalele sale prin toate mijloacele naturale și supranaturale, se închide în grajdul său la prima bătaie a orologiului, își aprinde felinarul, Închide toate ușile cu cea mai mare grijă și pregătește farmece, a căror taină îi este revelată, și rămâne acolo, singur și creștin, până la sfârșitul slujbei de Crăciun. În propria mea gospodărie, lucrurile se petrec astfel în toți anii, nu sub ochii noștri, însă, dar cu știința tuturor și după chiar mărturisirea fermierilor. Spun, nu sub ochii noștri, deoarece farmecul este imposibil de îndeplinit dacă o privire indiscretă îl tulbură. Fermierul, atât de neîncrezător încât nu prea mai e posibil să fii curios, se baricadează astfel încât să nu lase nici o crăpătură, de altfel, dacă sunteți acolo când vrea să intre în grajd, nu va mai intra, el nu va mai oficia vraja sau rugăciunea sa. Dacă va pierde vreun animal peste an, tot el va face reproșuri. Căci voi i-ați cauzat pierderea și paguba. În ceea ce privește familia sa, prietenii, vecinii, nu există niciun risc ca aceștia să-l deranjeze în operațiile sale misterioase. Foarte convinși de necesitatea suverană a lucrului, nu vor pune niciodată vreo piedică. Ei se duc repede la slujbă iar cei care din cauza vârstei trebuie să rămână acasă nu doresc deloc să se inițieze în asemenea taine. Baricadați în camerele lor, tremură în pat dacă vreun zgomot straniu face să urle câinii și să mugească vitele. Ce se petrece oare între fermierul, fin și bunul uncheaș Georgeon? Cine poate să spună? Dar circulă multe versiuni în serile lungi de iarnă, îi jurul meselor pe care se sparg nucile pentru tească atâtea întâmplări sunt povestite, din acelea care fac să ți se ridice părul sub căciulă. În timpul nopții de Crăciun, la ora 12, animalele vorbesc, dar fermierul trebuie să se ferească de a le asculta conversația, într-o zi moșca seriot, care era cam curios din fire, ne s-a putut stăpâni să asculte ceea ce boului spunea măgarului. De ce ești trist și de ce nu mănânci? Spunea boul. Ah, bătrâne prieten, tare îmi pare rău, am un mare necaz, răspundea măgarul. Niciodată nu am avut un stăpân mai bun și acum îl vom pierde. Ar fi un mare necaz, spuse boul, care era un spirit calm și filosofic. Nu va mai fi pe lumea asta în trei zile, reluă măgarul, a cărui sensibilitate era mai expansivă, și care avea lacrimi în ochi. Mare păcat, mare păcat! Replică boul rumegând. Unchiașul caseriot fu cuprins de o frică atât de mare, înătuită să mai facă invocația, alergă să se așeze în patul său, fu cuprins de friguri galbene și muri în trei zile. Ajutorul de plug Jean, din cea signulas, a văzut odată, la aceeași oră din noaptea pomenită, pe toți boii ieșind din staul cu mare zgomot, aruncându se înainte ca și cum ar fi fost împinși de un bici viguros, dar nu era nimeni pentru a-i conduce și boii se duseră singuri la adăpătoare, de unde, după ce au băut cu o sete care nu era obișnuită, se întoarseră în staul cu aceeași agitație și aceeași supunere. Curios și neîncrezător, el vrut să știe mai multe așteptă sub intrarea la hambar și văzu ieșind din grajd, la ultimul sunet al clopotului, pe fermier, stăpânul său, care conducea pe cineva, un om ce nu semăna cu niciun alt om și care îi spunea Bună seara, Jean, pe la anul. Băiatul se apropie pentru a-l privi mai de aproatildă pe dar unde dispăruse. Fermierul era singur, văzându-l pe imprudent, îi zise din fericire și cu norocul tău, băiatule, bine că nu i-ai vorbit, căci, dacă ar fi privit numai spre tine, nu mai trăiai la ora asta. Băiatul Jean fu cuprins de o atât de mare frică, înet niciodată nu mai dori să afle cine mână boi în noaptea vrăjită. Tapiseriile castelului de B.O.S.S.A.C. Beri nu este ceea ce ne apare când traversăm pe drumurile regale, prin părțile sale plate și triste, de la Vierză în la Cetoru, la Izudun sau la Burgis, abia către ce capătă stil și culoare, spre hotarele sale cu marș devine pitoresc și într-adevăr frumos. Urcând pe Indre până pe înălțimile unde își are izvoarele, ajungi la Saint-Zevere, vechi oraș clădit pe versantul rapid sub care curge râul. În timpul tinereții noastre era un curaj să cobori pe strada principală sau să treci vadul. În timpurile de acum, străzile și podurile se grăbesc să faciliteze circulația sibariților noi generații. saint e un oraș ilustru în analele provinciei Beri și în acele ale Franței, este ultimul loc de pământ smuls englezilor, ultima luptă. Aici au trebuit să facă față unui asalt teribil, Viteazul prin ajutat de bravii săi soldați și de curajoși flăcă din părțile locului, i-a atacat năprasnic. Au fost forțați să se predea imediat și să evacueze fortăreața care încă își mai ridică formidabilele ruine și scheletul turnului cel mare pe o stâncă abruptă. Noi l-am văzut întreg, străbătut de sus până jos de o mare crăpătură înfrumusețată cu iederă, monument glorios pentru țară și superb pentru pictori. Dar, în timpul ultimei ierni, jumătate din turn s-a prăbușit cu un zgomot înfricoșător, care a fost auzit la mai multe leghe împrejur. Așa cum arată acum, cealaltă jumătate a turnului e foarte frumoasă și amenințătoare pentru imaginațiile aprinse, dar, fiind prea amenințătoare în realitate pentru locuințele vecine, și mai ales pentru noul castel construit la picioarele fortăreței, probabil că în scurt timp, fie prin mâna omului, fie prin cea a timpului, ea va dispare în întregime. În biserica de la Sainte Zevere a fost păstrat mult timp ultimul stag smuls englezilor. Nu știm dacă mai este acolo, Mi s-a spus că este păstrat la castelul contelui de Villains, al cărui parc nou, Lăsându-se pe panta abruptă a coastei, e o admirabilă promenadă. Nu departe de Saint Zevere se intră, prin Busac, în regiunea Creusei. Dar, până la rul Saint Secroix, la patru leghe de acolo, pe vârful înalt al colinelor care formează o limită naturală între cele două provincii, Ber și Marș, se mai calcă încă pe vechiul pământ Beruier. Țăranii vorbesc aproape toți limba, doc, Doil, iar în sălbăticia sa de marș, câmpia mai păstrează ceva din candoarea berișonă. Busac este situat pe un versant mai puternic decât cel de la Saint Zevere. Castelul e încă mai frumos așezat pe rocile perpendiculare care mărginesc cursul micii creuse. Acest castel, foarte bine conservat, Reprezintă un admirabil monument al evului mediu, ce păstrează tapiserii care ar merita atenția și cercetările unui specialist anticar. Nu știu dacă cineva a cercetat vreodată ce reprezintă sau ce înseamnă aceste remarcabile opere, mult timp abandonate șobolanilor, înegrite de timp și care sunt restaurate acum la Aubusson cu succes. Pe opt panouri largi care mobilează două săli vaste, se vede portretul unei femei, aceeași pretutindeni, evident, tânără, delicată, subțire, blondă și drăguță, îmbrăcată cu opt costume diferite, toate după moda de la sfârșitul secolului al Cvălea. Este cea mai picantă colecție de modă patriciană care se păstrează în Franța: toaleta de dimineață, haine de vânătoare toaleta de bal, de gală și de curte. Detaliile cele mai cochete, rafinamentele cele mai elegante sunt minuțios indicate. E toată viața unei minunate din acele timpuri. Aceste tapiserii, cu o lucrătură perfectă, sunt de asemenea o operă de pictură foarte prețioasă, ar fi de dorit ca administrația artelor frumoase să realizeze copii pictate cu exactitudine pentru a îmbogăți și colecțiile noastre naționale, atât de necesare munce artiștilor timpurilor noastre. Am spus copii, pentru că nu sunt partizanul acaparării destul de arbitrare în capitale ale bogăților artei răspândite pe pământul provinciilor. Asterisc, îmi place să văd aceste monumente la locurile lor ca o încoronare necesară a fizionomiei istorice a ținuturilor și a orașelor. Frescelor alhambreile este necesar aerul cârpiei grenadei, iar casei pătrate îi e necesar aerul de la nâns. Castelul feudal de la Busa care nevoie de stânci și de torente, frumoasa castelana apare în cadrul său natural tapiseriile atestă o mare abilitate de fabricație și un gust amestecat cu o mare știință naivă la artistul necunoscut care a trasat desenul și a indicat culorile. Pliul, matitatea sau luciul stofelor, maniera sau ceea ce s-ar numi astăzi și cu tăieturii, tapiseriile de la Aubusson au devenit celebre în secolul nostru. Au fost expuse cu succes în mari muzee de artă din Elveția, Montreu, Italia. Anglia, ne, târ. Veșmintelor, strălucirea grafelor cu pietre scumpe, transparența aerului sunt redate cu o conștiinciozitate și o îndemânare ce au triumfat asupra vitregiilor timpului și ale uitării. În multe din tablourile de tapiserie, o tânără copilă, la fel de înaltă și subțire în rochia sa de epocă, îmbrăcată mai simplu, dar cu mai mult bust, poate este reprezentat alături de castelană, întinzându-i fie un vas de aur, fie un panăr de flori, bijuteriile sau pasărea favorită. Într-unul din aceste tablouri, frumoasa doamnă, așezată cu fața la noi, mânduie cu fiecare mână câte un licorn alb, care o încadrează ca două steme, în altă parte, acești licorni, în picioare, poartă lănci cu steag. În altă parte, doamna stă pe un tron foarte bogat, iar ornamentele baldachinului său și ale podoabelor sale splendide au ceva asiatic. Iată ceea ce a produs numeroase comentarii, semiluna sau luna nouă e semănată din belșug pe steaguri, pe lemnul lângilor, pe perdele, pe baldachin și pe toate accesoriile portretului. Licornul și luna nouă sunt atributele gigantice ale acestei creaturi fine, liniștite și încântătoare. Tradiția spune că aceste tapiserii provin din turnul de la Burganeuf, unde ele decorau apartamentul nefericitului Zizim, acesta le ar fi făcut cadou seniorului de Busac, Pierre Dobusan, atunci când a părăsit închisoarea pentru a merge să moară otrăvit de Alexandru al Vlălea. S-a crezut mult timp că aceste tapiserii erau turcești dar recent s-a ajuns la concluzia că au fost țesute la Aubusan, unde sunt reparate acum. După unii, portretul frumoasei ar fi cel al unei sclave adorate de care zizim ar fi fost forțat să se despartă la Rhodes, după unul din prietenii noștri, domnul de la Tace, care a cântat în frumoase versuri și a descris în proză încântările și minunățile priveliștilor din Berry și Marsh, acesta ar fi portretul unei doamne de fort, nepoata a lui Pierre Dobuson, care ar fi inspirat lui Zizim o pasiune puternică, dar care a eșuat în tentativa de a converti pe eroul musulman la creștinism. Această ultimă versiune e acceptabilă și iată cum s-ar explica existența tapiseriilor acestea, în loc de a fi fost aduse din Orient și dăruite de Zizim lui Pierre Dobuson, vor fi fost țesute la Aubusan din ordinul acestuia din urmă și oferite lui Zizim pentru a decora pereții închisorii sale, de unde s-au întors apoi, ca o moștenire naturală, la castelul de Busac. Pierre Dobusan, mare stăpân al Rodesului, era foarte religios, ceea ce nu l-a împiedicat să trădeze în mod infam încrederea lui Bayazid. Se știe că a întreprins mari tentative pentru a-l face pe nobilul musulman să abandoneze credința părinților săi. Poate spera că dragostea pentru frumoasa domnișoară de Blenchefort ar fi realizat miracolul. Poate i-a trimis reprezentarea repetată a acestei tinere frumuseți cu toată seducția podoabelor sale și înconjurată de semilunii în semn de unire viitoare cu necredinciosul, dacă acesta va consimți la botez. A așeza astfel sub ochii unui prizonier, a unui prinț musulman privat de femei, imaginea dorinței sale, o politică întru totul conformă spiritului iezuit. Dacă nu mă teme de nerăbdarea cititorului, I-aș spune tot ce văd eu în apropierea sau depărtarea licornilor, simboluri ale purității și virginității săliatice, după cum se știe, de personajul principal. Domnița, păzită mai întâi de aceste animale teribile, se arată încetul cu încetul sub puterea lor, pe măsură ce semiluna și pavilionul turcui sunt prezentate de acestea. Vasul și eghiera asterisc de aur nu sunt destinate botezului pe care necredinciosul îl va primi din mâinile sale albe. Și atunci când ea se așează pe tron cu un fel de turban regal pe frunte, nu reprezintă ea promisiunea sprijinului ce ar fi asigurat lui Zizim pentru a-și recuceri tronul, dacă îmbrățișa credința creștină și consimțea să meargă împotriva turcilor în fruntea unei armate creștine. Poate că această frumusețe este personificarea Franței. Totuși, e un portret, un portret identic, în pofida diverselor atitudini și a diverselor aranjamente. La urma urmei, aflându-mă pe calea explicărilor, nu aș mai cere decât încă un sfert de oră pentru o nouă examinare a tapiseriilor, găsind, în comentariul detaliilor pe care memoria mea le-a omis sau le-a amplificat fără să vreau, o soluție la fel de absurdă pe cât s-ar putea aștepta de la un anticar de profesie. Căci, după cum știm, semiluna sau luna nouă nu este în mod esențial turcească, ea găsindu se pe ecusoanele multor familii nobile din Franța. Familia Vile astăzi stinsă, care a posedat un mare număr de fiefuri în beri, avea semiluna drept blazon. Astfel noi am cercetat, și mai rămâne de găsit, acesta e ultimul cuvânt în chestiuni mult mai grave. La două leghe asterisc de busac, mergând pe cărările de nisip fiind presărate cu stânci și adesea pierdute în buruieni înalte. e eghiera, vas alungit, de origine antică, prevăzut cu o toartă și un cioc, ne, târ. Leghe, măsură veche de distanță, de origine galo-latină, aproximativ 4 câm, ne, se ajunge la pietrele geomătres, sau geomat, cum le numesc savanții, sau geomares, cum le zic țăranii. Un adevărat cromlec asterisc galic, despre care am vorbit poate prea mult într-un roman intitulat Jean, dar care poate fi mereu explorat cu interes, fie de savanți sau fie de artiști. Locul este auster, descoperit și impozant, sub un cer nesfârșit într-o natură palidă și săracă ce poartă amprenta solitudinii și a tristeții. Asterisk cromlec, e un vânt de origine celtică, aranjament de pietre menhirice în formă de incintă, ne, târ. Pe malurile ei. Istoria conacelor feudale de pe malurile Creusei nu oferă, în tot timpul evului mediu, decât o serie de mici războaie între vecini și s-ar putea spune, între un văr și altul. Se pare că acești nobili mai mici nu au luat parte la marile războaie civile care au zbuduit Franța. Vitejiile lor se îndreptau spre cruciade, în care mulți și-au câștigat un renume și și-au terminat averile. Întorși acasă, nu se ocupau decât de procese ce se încheiau aproape întotdeauna cu un deznodământ armat. Ei se căsătoreau în ținut, toate familiile nobile fiind destul de legate între ele prin căsătorii, dar acesta nu părea a fi un motiv pentru a se înțelege. Nu exista succesiune care să nu fi provocat certuri, lupte și asalturi mai mult sau mai puțin ucigașe. Datorită insignifianței și micii intereselor personale care s-au luptat în aceste romantice așezări, istoria domeniilor feudale din Beri și Marș, deși foarte agitată, nu a prezentat o atracție deosebită. Câteva episoade comice, câteva discuții și convenții bizare între mănăstiri și castele, în legătură cu plocoanele și digimele contestate, mai sparg monotonia acestor veșnice întăierări. După epoca feudalități, vechile fortărețe iau parte la războaiele religioase, dar mereu participarea are un caracter individualist și strimt. De aceea se poate spune că nici un ținut nu are mai puțină istorie decât beriul de jos. Ultimul asediu susținut de vechiul Conac de Gargile se a fost cel împotriva unui partizan al Marelui Conde. Afacerea a durat 24 de ore, un jandarm a fost rănit, iar mica garnizoană s-a predat din lipsă de hrană. Puterea nobililor de provincie se pierdea repede în fața ideilor și a cerințelor de unitate susținute și impuse de Richelieu, pe care dezlănțuirile frondei nu puteau să le înăbușe, așa cum vechile lor fortărețe se dărmau piatră cu piatră în fața atacurilor artileriei de câmp. Richelieu decretase și începuse distrugerea acestor cuiburi de vulturi, Ludovic al Slvălea a sfârșit -o ceea ce nu are deloc istorie, e malul agrest al acestei părți a Creusei, încadrat între două straturi de micașist și de granit, de la stâncile lui Martin, până la ruinele de la Cetaubrun. Pe aici nu există nicio cale de comunicație oare ar fi putut servi nicilor armate ale vechilor seniori. Torentul capricios și întortocheat, prea înțesat de stânci când apele sunt joase, Prea impetos când ele se adună între malurile abrupte, nu a fost niciodată navigabil. Pe aici te poți plimba la adăpost de acele reflexii, triste și umilitoare pentru natura umană, pe care le provoacă locurile cu amintiri. Aceste cărărui și poteci, când încântătoare, dacă se desfășoară pe nisipul final malului sau printre ierburile mirositoare ale câmpiei, când aspre, dacă trebuie să le cauți din piatră în piatră într-un haos de prăbușiri pitorești, nu au fost făcute decât de urmele picioarelor turmelor și ale păstorilor. E o arcadie, în toată puterea cuvântului. Dacă urmezi o reuse până la Croient, unde râul este și mai strâns și mai fortificat prin stâncile ascuțite ca acele, poți să mergi o zi întreagă prin acest, pustiu, fermecat. O zi în Arcadia, în inima Franței, e tot ce am putea să ne dorim în timpurile în care trăim. Dar, întrebuind în termenul de pustiu, Nil vom reproșa că a folosit într-un sens cam prea aristocratic, căci acest ținut este străbătut mereu de o populație de pescari, de morari și de păzitori de turme. Dar acesta este obiceiul oamenilor care au pretenția de a aparține civilizației în mod exclusiv de a se crede singurii civilizați când au de-a face cu spirite rustice, străine preocupărilor lor. Fără a disprețui deloc pe aceste ființe naive, adesea minunate, trebuie să spunem cu dreptate că ele fac parte din natura care le servește drept cadru de viață. Ele au pentru noi meritul de a nu deranja nimic din armonia naturii și de a nu vedea dincolo de orizontul acesteia. Nu ne vom teme că ne vor povesti legenda conacului ale cărui ruine se ridică pe vârful colinelor din zare. Au fost atât de bine uitate aceste legende, în sarmira de o întrebare de acest fel. Oamenii aceștia au un cuvânt care rezumă pentru ei toată istoria lumii. Acest cuvânt este pe vremuri, cuvânt vag și misterios, care acoperă un abis de nepătruns. E inutil să faci săpături acolo. Acest castel a fost pe vremuri. Pe timpuri, acolo s-au întâmplat lucruri rele. Se pare că, pe vremuri, lumea se lupta mereu. Nu întrebați mai mult de ce și cum nu există. Câte servicii nu face societății, într-adevăr, acest om sobru și răbdător, pe care nimic nu-l înspăimântă când e vorba de muncă și care își desfășoară efortul constant al vieții sale în niște singurătăți unde nimeni altul nu ar vrea să se așeze. Nimic nu îl înspăimântă în misiunea sa de izolare și muncă. Dați-i sau încredințați în condiții bune puțin pământ, fie acesta pe vârf de deaj sau pe malul unui torent, el va găsi mijlocul de a se instala acolo. Nu vă va cere drumuri, clădiri, nici cheltuieli serioase. Obișnuit cu toate inconvenientele regiunii în care s-a născut, el continuă să muncească și să trăiască în condiții în fața cărora arda înapoi colonii de lucrători aduși cu mari cheltuieli. Marile descoperiri moderne ale agriculturii, mașinile și canalele, nu sunt aplicabile decât în câmpie, în regiunile accidentale, unde transporturile nu se fac decât pe spatele măgarilor, Sapa și brațul omului pot să redea folosinței. Cu profit, aceste prețioase filoane de pământ bun care alunecă și se acumulează în spațiile dintre roci. Cine dintre noi ar vrea să-și dispute toată viața bucățica de teren cu stânca care o încercuiește și să locuiască această cabană izolată pe malul prăpastiei? Țăranul face aceasta iarna și vara, se înverșunează împotriva apei năvalnice și a pietrei îngăpățânate. A săpa și a sfărâma mereu, iată munca vieții sale. O viață de pustnic și o muncă de castor. Acest om ar avea dreptul să fie sălbatec. Departe de aceasta, el e blând, ospitalier, bine dispus, privește ca pe un prieten petrecătorul care îl vede muncind și care admiră locurile. Ceea ce spunem aici nu se aplică doar la malurile creusei, care sunt niște chei adinei, ce brăzdează însă vaste platouri fertile și practicabile pentru culturi, dar, dacă avem dreptate privitor la niște spații restrânse ale căror pante abrupte țăranul știe să le utilizeze și să le valorifice cu răbdare și multă muncă, solicitudinea noastră ar trebui să cuprindă populații întregi, uitate și pierdute în munții Arizi care se ridică și în alte părți ale Franței. grj le SSE Datorită unei noi și îmbucurătoare tendințe, artiștii și poeții încep să știe și să spună că Franța este una dintre cele mai frumoase țări din lume și că nu este necesar, așa cum s-a crezut mult timp și cum moda mai pretinde încă, de a trece alpii pentru a găsi frumoasa natură și cerul plăcut. Dacă, precum toate ținuturile vaste, Franța are spații vaste încă necultivate, de o aparentă sterilitate, sau câmpii uniforme obositoare cu bogățiile lor materiale pentru ochiul călătorului dezinteresat, ea are, de asemenea, în văile munților, în mișcarea dealurilor, în meandrele nurilor, priveliști mărețe, oaze fermecătoare și măreți de neuitat. Toată lumea cunoaște acum locurile pitorești frecventate de savanți și artiști, asprimea peisajului Breton, splendorile stranii din Daufine, grădinile surăzătoare ale Turenei, vulcanii din Auvergne, ierburile splendide ale Normandiei. Centrul Franței este mai puțin cunoscut și mai puțin frecventat. Berry, Bourbon și Marș sunt ca un miez ce trimite raze, fără a și primi. O parte din populația acestor ținuturi pleacă, dar nimeni nu e atras aici. Burgis, orașul central al națiunii franceze, e un oraș mort, fără activitate expansivă, fără altă individualitate decât forța inerției care caracterizează pe vechii beriezi. Nu s-ar părea că un punct central poate fi un punct izolat. Totuși este așa. Stagnarea în obiceiuri și idee remarcabilă în această veche metropolă și în populația din jur. În afară de monumentele din Burgiz, care sunt de un mare interes, nu vom sfătui pe nimeni să caute pe aici deliciile călătoriilor. Dacă traversezi Ținutul Beri, trebuie să eviți obositoarea țară Brene și recile câmpii de la Izudun și Cetorio cei ce călătoresc cu trăsura sau cu vagonul nu vor vedea niciodată din aceste regiuni decât ce au mohorât și stupefiant. Totuși, dacă mergi pe drumul de fier până la Argentan și dacă vrei să cobori, eu trăsura sau cu calul, cursul creusei pe vreo două leghe, ajungi la acea parte din beri de jos unde e necesar să mergi cu piciorul sau pe măgar, dar al cărui farmec vă răsplătește din plin pentru micile obosele ale călătoriei. O înlătoare mică elveție se deschide la picioarele voastre după ce ați coborât două sau trei amfiteatre de coline blânde și cu coaste largi. Vă veți găsi atunci în fața unei rupturi profunde, adânci, îmbrăcată în roci de mica și de o formă și de o culoare minunate, pe fundul acestei văgăuni curge un torent furios iarna, o oglindă liniștită vara, pe creuse, în care se varsă un torent mai mic, dar nu mai cu minte în timpul ploilor și nu mai puțin încântător când sosește timpul frumos. Acest afluente că argilese, o bijuterie de torent țășnind pe stânci și în niște văugi unde nu-i poți găsi grația și frumusețea decât cu multă trudă. De câțiva ani, nicul sat Gargilesc, situat aproape de confluența acestora pe repezi, a devenit locul de întâlnire, un fontemblă al câtorva artiști cunoscători. El va atrage cu timpul pe mulți alții. E un cuib sub verdeață, protejat de vinturile reci de mase de rocă și de teren fertil ușor frământat. Izvoare de apă, vreo 20, scaldă curțile caselor întreținând o verdeață planturoasă. Oricât de rustic ar fi construit acest sat, Bătrânul său castel situat pe versant și biserica sa romană, cu un frumos stil, proaspăt reparată prin grija guvernului, îi dau un aspect confortabil și seniorial. Fertilitatea ținutului, râul plin de pește, abundența de vaci cu lapte și de păsări asigură hrană sănătoasă călătorului. Locuințele construite de cei ce călătoresc acest loc sunt încă rare, dar locuitorii satului în mod obișnuit, ospitalieri au început să facă amenajări pentru a-și primi cum se cuvine oaspeții. Odată instalat la niște oameni de treabă, ai doar dificultatea alegerii între călătoriile interesante și încântătoare. Urcând pe cursul creusei pe niște poteci pitorești, găsești, la fiecare pas, o priveliște fermecătoare sau solemnă. Stânca pustnicului, o mare prismă din roci bazaltice care se oglindește în apele liniștite, piatra cireșelor, care stă aplecată peste torent și peste care nu se poate trece când apele sunt înalte. Aceste maluri de râu bogate sau superbe vă conduc spre colina abruptă unde se înalță impozanta ruina a castelului Cetobrun. Incinta sa e încă întreagă, veți găsi acolo o solitudine absolută. Ar fi idealul liniștii, fără strigătele ascuțite ale păsărilor de pradă și murmurul cascadelor creusei. Toată această regiune se bucură de o temperatură excepțională, mai ales satul se, așezat, cum am amintit deja, într-un plin al văii și adăpostit din toate părțile de mai multe etaje de coline. Prezența unor anumiți fluturi și a unor lepidoptere care nu se întâlnesc, în Franța, decât pe țărmul Mediteranei este o probă frapantă a acestei anomalii de climat, închis pe un spațiu de câteva leghe, în văiuga formată de creuse. Un fel de seră caldă în mijlocul platourilor înalte și reci care unesc berii cu marș, aici e locul potrivit de a afirma că Franța este lipsită de o statistică a localităților salubre și binefăcătoare pe care le posedă fără știrea facultății de medicină. Persoanelor amenințate de boli de plămâni, li se recomandă litoralul piemondez, unde numai bogații se pot refugia, și unde încă nu e dovedit că aerul sărat al mării, închis între cornișele munților înalți, nu poate fi nociv sau prea violent pentru plămânii delicați sau slăbiți. Până în prezent, Naturaliștii și pictorii sunt singurii care au pătruns în aceste oaze despre care am vorbit, și dintre care am semnalat una din raza plimbărilor noastre. Câte asemenea adăposturi naturale nu s-ar putea descoperi în diferite provincii? Oare o călătorie medicală, întreprinsă în acest scop de o comisie competentă, în scopul înființării unor case de sănătate într-un număr mare de localități de pe teritoriul țării, nu ar fi demnă de atenția guvernului. Ar fi o sursă de bunăstare pentru locuitori și, în același timp, o imensă economie pentru familiile cu un venit modest care cer un refugiu împotriva iernilor aspre pentru unul dintre membrilor amenințați de boală. Este necesar ca acest refugiu să fie la îndemâna lor, în mod sigur, fiecare provincie posedă așa ceva. Dar cine să știe sau să remarce acest loc? trebuie căutat și semnalat. Numai experiența locuitorilor și a vecinilor îi poate iniția în aceste binefaceri, pe care cei în cauză nu le proclamă, cei mai mulți ignorând că la câteva leghe climatul se schimbă și via îngheață, în timp ce la ei înflorește și prosperă. Noi am remarcat că la Gargilese, anul acesta, secerișul era cu 15 zile în avans față de localitățile situate la foarte mică distanță. 15 zile este enorm, e diferența de la Florența la Paris. Și, dacă vorbim de Italia, vom remarca încă un lucru, în aproape toate orașele sale renumite și căutate, trebuie plătit un tribut adesea grav, uneori mortal, insalubrități sau excitări produse de climă. Călătoria, lungă sau rapidă, produce la bolnavi sau o oboseală funestă sau o stare nervoasă cauzată de prea brusca tranziție. Accesele de febră la Roma sau Veneția sunt teribile. Ceea ce se numește distracția deplasării, a călătoriei, adică emoția și agitația, nu este un remediu decât pentru cei ce au forța de a o suporta, într-adevăr, în ceea ce privește fizisul, și în privința moralului, numai naturile energice suportă transplantarea și se călesc schimbând mediul de viață. A trimite un bolnav în Italia înseamnă a risca totul pentru tot. Ar trebui să găsim Italia în numeroase orașe din Franța, la noi, aici, suntem siguri de aceasta. Italia, vreau să spun ceea ce ne imaginăm noi că este Italia, ca blândețe și frumusețe a peisajului și climei, nu se găsește la fel pe tot pământul peninsulei. Se poate chiar afirma că, în acest lung șir de munți între două mări ce formează teritoriul său, trebuie să cauți mult pentru a găsi o expunere care să nu fie prea rece sau arsă de un soare dogoritor. Avem aceste inegalități de temperatură și în Franța, o rațiune în plus de a căuta, în spațiul nostru vast și însănătoșit de culturi locurile cele mai fericite unde domnesc binefăcătoarele influențe, la care se adaugă ușurința transportului, viața mai puțin costisitoare și marele avantaj de a fi în apropierea celor fata de care avem îndatoriri și afecțiune. Sfârșit! Acest video este sponsorizat de Integrame.ro Integrame.ro este un site unde se pot rezolva gratis integrame. Sunt peste 11.000 de integrame interesante de rezolvat. Nu este nevoie să te înscrii, poți să intri să te delectezi rezolvându-le online, absolut gratuit.